Astăzi vă voi prezenta toate episoadele din sezonul cu numărul 22 din Minecraft Cube City. Așadar, oameni buni, dați un mare like dacă mai vreți episoade de genul și dacă vreți episoade din Cube City și ce pot să vă spun? Vizionare plăcută! Ce se află în Total Strict? Wow, stai, ce? Ați auzit foarte bine, oameni buni, și stați o secundă. Dați-mi doar o secundă să vă explic. Efectiv, mergeam astăzi pe stradă când dintr-o dată văd asta. La 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 la. Oh! Mă, ce-i aia? What? Stai o secundă. Măi, ceea ce cred eu că e... Nu se poate! Fraților! Efectiv, i-am găsit statuia tatălui Strict pe stradă și, dintr-un motiv sau altul, e pe jos! Wow! Stai o secundă! Băi, frate, ce se întâmplă? Voi vedeți cât e? Hai de capul meu, nu pot să cred că am găsit așa ceva! Care sunt șansele? În primul rând, de ce e asta aici? Efectiv, am găsit o statuie care e efectiv tatăl Strict și... Stă pe jos! Da, asta s-a întâmplat. Și mi-a venit mie o idee. Bă, dar ia stai puțin. Ia stai o secundă. Statuia asta pare destul de mare și nu știu de ce am eu vaga impresie că ascunde ceva. Adică nu puteți să spuneți mie că efectiv cineva aruncă o statuie a tatălui Strict așa random pe stradă și vă o lasă aici fără niciun motiv. 100% e ceva la mijloc. 100% se ascunde ceva aici și... Oare ce? O bază secretă? Diamante? O comoară? Băi, frate, se pot afla atât de multe în statuia asta, dar... presupun că nu o să aflu niciodată dacă nu intru. Însă, în același timp, există un risc să intru și să nu mai ies niciodată, pentru că... Dacă e o capcană? Dacă cineva a pus asta aici intenționat? Băi, frate, atât de multe scenarii, atât de multe variante și totuși... Nu cred că am curat să intru în ea. Adică da, probabil acum toată mea e ceva gen ai stele, dacă ai găsit-o, intră, frate. Dacă e o bază secretă super șmecheră. Ei bine, oameni buni, nu știu ce să spun. Pare destul de periculos. Așa că dacă totuși vreți să intrăm în ea, dați un like la clipul ăsta. Și probabil într-un final o să intru, pentru că n-am încotro, nu-i așa? Ok, pentru că s-au dat foarte multe like-uri, în momentul de față m-am echipat și sunt gata să intru. Stai, cum adică de ce m-am echipat? Păi ca să fiu în siguranță. Dacă mă atacă vreun monstru. De asemenea, l-am luat și pe Barney cu mine ca să îmi poarte de noroc și să mă ajute. Așa că, doamnelor și domnilor, fără nici fel de ugare, hai să intrăm în statuia tatălui Strict și să aflăm ce se află în tatăl Strict. Ok, bun, intrarea cred că ar fi pe aici, prin piciorul ăsta, prin chestia asta. Adică, nu știu dacă vă dați seama, dar undeva pe aici ar trebui să fie o mică intrare. Cred că o văd. Ok, hai să o facem și pe asta. 3, 2, 1. Wow! What? Băi, frate, am intrat! Ai de capul meu, în momentul de față sunt în picioarele lui, cred, pentru că totul e cu verde. Și ai de capul meu... Eu, ce mă pe aici? Oh my god, bețe! Ai de capul meu, uitați-vă și voi câte bețe sunt. Acum înțeleg de unde are tatăl Strict atâtea bețe. Și ăsta e un parcur? Aleas calculatoarele mele? No, 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 date că trebuie să văd asta. Ai de capul meu, date! Ok, bun. Hai de mine, fraților, nu se poate așa ceva. Astea sunt toate calculatoarele mele. Da, deci de fiecare dată când m-a pedepsit și mea la calculatorul, aici au ajuns. Wow. Hai de capul meu. Bă, frate, dar de ce? De ce are așa ceva aici? Nu știu exact care e faza cu statuia asta și ce se întâmplă, dar e ciudat rău. Alea sunt niște capete de... Ok, știi ceva? Nici nu vreau să întreb. No, nu vreau să știu. Nu mă interesează. Ok, păi și ăsta e un parcurs sau ceva? Adică ce se... Tu cine ești? Sunt asistentul tău de azi. Bip. Asistent? Mă, tu ce... Băi, fraților, de ce efectiv există un asistent în tatăl Strict? Ba, tu ce... nu pot să dau un el. Introduceți parola asta, o să fiți eliminat. Eliminat? Parolă, ce parolă vrea... Mă, unde a dispărut? Ok, a apărut din nou. Ok, bun, deci parolă. Parola este... Andrei 2010 e cel mai tare. Greșit, o încercare rămasă. Aia e o armă. Stai. Ok, bun, deci tatăl Strict e Andrei 2010. Ce parolă și-ar pune Andrei 2010? Gata. Clasic. Parola este
Andrei e mai bun decât iSilent și iSilent e un prost, pentru că practic Andrei e mai bun și gen eu sunt cel mai șmecher 1, 2, 3. Și cu semnul exclamării la final. Corect! Felicitări! Hai de capul meu! Păi și... acum ce trebuie să fac, asistentule? Nu este clar? Oh, da, de asta mi-era frică. Trebuie să fac un parcur? Da, multă baftă, o să te însoțesc. Oh, olo. Și acum se mai ia și ăsta după mine. Fix ce aveam nevoie. Oh, ok, are și o armă. Bun, oameni buni, pe cazul ăsta. Oh my god. Mamă, deja e greu ăsta. După cum v-am spus și cum mă ține promisiuni, o să facem acest parcurs și... bă, tați, uitați-mă, uită ăsta la mine. O să facem acest parcurs din Tatăl Strict și o să vedem unde duce ușa aia, pentru că practic avem o ușă acolo unde trebuie să ajungem. Mamă, mult vorbești, participantule. Mă duce! Tu, ce vrei, mă? Nu-ți pare că vorbești cam mult pentru un... Ce, mă? Mamă, ce mă enervează. Mamă, l-o răs pe ăla. Doamne, frate, deci efectiv e cea mai enervantă chestie. Dar trebuie să recunosc că e destul de mișto aici. Adică, nu mă gândeam vreodată că o să găsesc asta în Tatăl Strict. Ok, bun, hai să venim de aici. Parcursul ăsta, bă, chiar e șmecher, nu cred, ok. Bun. Hai să sărim pe trepdorul ăsta, perfect, bine. Ok, acum pe gheață, bun. Hai ca să nu e atât de rău, ok. Mă, ce se întâmplă? Mă, ce a fost asta? Bă, zis de tu ai nebunit? Ups, bip. Doamne. Da, deci n-am să mai spun nimic, efectiv asistentul ăla cred că e stricat sau ceva, pentru că îmi pune pețe în roate în loc să mă ajute. Frate, un asistent n-ar trebui practic să te ajute, că de-aia e asistent, mam. De-aia e asistent, frate, ca să te ajute, nu? Doamne, ferește. Mă, ce vrei, mă, pleacă-mă de aici, doamne, deci mă enervează robotul ăsta. Bă, nu mai suport. Domnule, sunteți cam slab la parcur. Ce ai zis, mă? Păi tu știi cât de parcur? Ce... nu, deci eu nu mă mai joc, nu, deci îmi pare rău, eu nu mai gata. Hai de mine și de mine, băi frate, sincer să fiu cu voi, în momentul de față sunt mai devotat decât... Hai bă, ce? What? Râde de mine? Ok, oameni buni, cu multă ambiție și cu multă muncă am reușit într-un final să ajung aici. Wow! Mai am puțin până la parcur, mă rog, până la finalul parcurului. Nu mai suport deja. Băi, frate, deja nu mai pot, frate. Nu mai suport efectiv ce se întâmplă aici. Ok, perfect, boom. Și acum... wow, bine, mă! Ok, ce? Activează ușa cu bățul corect? Ce? Mă, unde a dispărut asistentul? Mă, ce? Bă, frate, a terminat parcurul. Bă, asistentule, eu am terminat parcurul. Spune-mi de ce nu pot să deschid ușa, să trec la următorul nivel. Ce se întâmplă aici? Alo? Deci nu mă interesează să-mi deschid ușa, că am făcut, am muncit, m-am chinuit. Am stat o grămadă să fac parcurul ăsta. Treaba este simplă. Asta a fost doar un antrenament. Ce? Citește sign-ul. Activează ușa cu bățul corect. Ce, mă? Stai o secundă! Asta înseamnă că eu trebuie să aflu care e bățul corect din toate bețele astea de pe pereți și să mai fac parcurul încă o dată? Și toate astea ca să deschid ușa? Nu, 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 asta e un vis, e un coșmar, nu? Nu e real. Spuneți-mi, vă rog frumos, că visez. Nu, asta e un vis, e un vis, e un vis! Ce, mă? What? Nu, nu visezi. Treci și caută bățul. Bă, frate, nu se poate așa ceva. Ok, bun, nicio problemă, o să găsesc bățul corect. Nu vă panicați, aveți încredere în mine. Asta. Da, cred că nu e asta. Ok, o să zic că bățul corect e... oh, chiar asta. Adică, efectiv scrie băț corect. Clar e ăla corect, nu? Perfect, hai să luăm. Oh my god, acum mai trebuie să fac parcurul odată. Ură, ce se întâmplă aici, e efectiv oribil. Dar, la urma urmei, da... trebuia să mă informez și eu înainte. Trebuia să știu și eu înainte să fac parcurul ăsta, că bă, ai nevoie de un băț la final ca să deschizi ușa. Na, mulțumesc asistentului că m-ai ajutat. Doamne, l-o urăsc atât de mult. Ok, bun, perfect. Hai, fiți atenți că îl fac din prima, mă frate, că n-am nicio treabă. Bam, 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 ok. Și bam. Doamnelor și domnilor, în sfârșit am reușit. Hai să trecem la următorul nivel. Ok, deci vedeți că trec de la verde la roșu. Bun, 3, 2, 1 și... oh my god. Și doamnelor și domnilor, ce? Ce? Ce asta? Un portal? Bă, frate, ce nivel de 2 bani? Oh, 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 asistent,
Ba, frate, am făcut parcurul. Și acum ceea ce primesc e un portal? Unde duce portalul ăsta, a? Unde ai de gând să mă duci? Acest portal duce la următorul nivel. Aaa, nu mai spune, bă, inteligentule. Păi și ce e următorul nivel? Gen, ce conține sau ceva? Adică asta întreb. Aceste informații sunt strict interzise. Ne vedem acolo. Eram sigur. Ok, oameni buni, presupun că n-am încotro și trebuie să intrăm. 3, 2, 1. Wow! Mă, ce? Nu, nu se poate. Bă, frate, unde sunt? Asistent, ce e asta, bă, băiatule? Unde, ce? Pizza? Și ce se întâmplă? Ce-i chestia asta? Mă, ce se întâmplă? Ce crezi că e? Este următorul nivel, tărtăcuță. Mă, asta tocmai ce m-a făcut tărtăcuță? Bă, nu se pare că ați permis cam multe. Omul, și ia spune-mi, trebuie să fac și acest parcurs acum. Trebuie să completez și acest parcurs. Corect! Ok, din câte observ în acest nivel este foarte multă pizza, iar scopul meu este să ajung până la final, unde o să intru în capul tatălui strict. What? Ok, nu e prima dată, nu știu dacă știți, dar am mai făcut o dată asta. Oh my god, ok, bun. Hai să... Bă, frate, cum am căzut mă acolo? Doamne ferește. Ok, bun, asistentule, te întreb de pe acum. Sigur nu trebuie... Hai că-l mai întreb că a dispărut. Efectiv, am să-i pun și o întrebare și a dispărut de pe fața pământului. Nu e nicio problemă. Hai să... Oh my god, frate, efectiv parcurs pe cărți. Oh my god. Oh my god, ok, bun, hai să vedem. Bun, sărim pe pizza. Efectiv parcurs pe pizza. Băi, da, multă pizza mai mănâncă tatăl strict. Ok, bun, perfect, perfect, bine! Oh my god, frate, ce se întâmplă? Bă, dar asta e de profesioniști! Ok, bun, fii atent! Oh, bine! Ok, și asta e simplă, ok. Și acum cum ajung eu acolo? Mă, ce? Bă, asistentule, doar sari? Acum adică doar să sar? Păi nu pot să sar până acolo, ai nebunit? Adică, încearcă... Bine, mamă, o să cad din cauza lui. Na, încerc doar așa, ca să vezi că încerc. What? Ți-am zis! What? Chiar a avut dreptate, ok. Ok, bun, și ce se întâmplă aici? Hai să sărim aici. Ce? Blocuri invizibile? Uite, sunt niște blocuri invizibile care nu mă lasă să sar acolo. Aici pui pizza? Ce? Ce? Uite acolo pizza. Bă, asistentule, ce trebuie să fac aici că nu mă prind? Aici sunt blocuri invizibile, aici scrie aici pui pizza, aici o undiță, acolo e o pizza. Ce trebuie să fac? Este simplu, ai o undiță în spate, ok, și pescuiești pizza. Nu cred. Bă, frate, cine a inventat jocul ăsta? Ba da, cred eu. Păi... N-a poftin, deci efectiv eu acum trebuie să pescuiesc pizza ca să deblochez blocurile astea invizibile să pot să trec acolo. Ok, fie, hai să vedem. Perfect, și acum o pun aici. 3, 2, 1, bam! Ok, și acum... Oh my god, acum s-au deblocat! Bă, frate, nu pot să cred. Bă, cine a făcut chestia asta e prea deștept. Ok, încă puțin până la final. Bine, bă! Ok, și... Bam! Wow! What? Văd că s-a și activat portalul! Bă, asistentule! Bă! Am terminat! Hai, deschide-mi ușa! Nu e gata. Cum adică nu e gata? Vezi semnul din spate. Pune-l pe Barney aici. Oh, nu din nou. Nu din nou. Nu. Bă, asistentule, eu nu mai fac parcursul ăsta odată. Nu, deci eu nu cred. Trebuie. Adică tu vrei să spui mie că eu acum trebuie să cobor să-l caut pe Barney prin toate pițele astea și să fac din nou parcursul ca să-l pun aici ca să deschid ușa? Asta vrei să-mi spui tu mie? Exact. Multă baftă. Îl urăsc. Oh my god, ok, fraților. Normal că nu cad unde trebuie. E tipul să căutăm un Barney. Dacă îl vedeți pe Barney, spuneți-mi în comentarii. În caz că ați uitat, Barney arată așa. Este un ursuleț drăguț cu modelul de primăvară. Dacă îl vedeți, spuneți-mi. Aoleu. Bă, unde poate să fie? Bă, nu știi ceva? Îl pescuiesc, efectiv îl pescuiesc. Poate îl găsesc, deci poate dacă pescuiesc într-o baltă de asta o să am vreo șansă. Stai o secundă. Mă, voi vedeți chestia asta? Sau doar eu o văd? Oh my god, fraților, este Barney! Bine, bă!
Ah, dar nu știu de ce mă bucur așa, că acum trebuie să mai fac tot parcursul încă o dată. Da, urați-mi noroc! Și bam! Bine, mă! Ok, în sfârșit am reușit. 3, 2, 1, bam! Oh, 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 ok, bun, perfect. Am intrat, oameni buni, am ajuns la final! Pentru că dacă stați să vă gândiți, am străbătut toate părțile din statuia tatălui Strict. Iar acum suntem la ultima parte și anume capul și să vedem ce se întâmplă când intrăm aici. 3, 2, 1... Stai o secundă. Asistent? Vrei să-mi spui ceva cumva? Da, vreau să-ți urez multă baftă la următorul nivel, deoarece o să ai nevoie mare. O, stai, cum? Adică de ce aș avea nevoie de... Adică de ce vrei să spui? Adică o să fie greu sau care-i faza? Asistent? Alo? Hei? O să vezi. Eu nu te mai însoțesc. Ah, e clar. Oameni buni, e clară treaba, dar nu contează. 3, 2, 1... Wow! Oh! Am ieșit? Bă, ce? Fraților, uitați-vă și voi! Am ieșit! Deci, frate, m-a mințit asistentul. N-am avut nevoie de noroc. Adică el mi-a zis că, mamă, urmează următorul nivel, că o să fie greu, că nu știu ce. Și mi-a urat și noroc, dar degeaba, că uitați-vă și voi, am ieșit. Aolo, băi, ce mai aventură! Bă, a fost atât de... Tatăl? A, stai, stai o secundă! Ce? 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 Ai încurcat-o, copile. A, cine ți-a dat voie să intri în statuia asta? Ha? Da, stai o secundă. Dar n-am vrut, adică nu, adică... Fără dar. A, hai de capul meu, oameni buni. Cred că acum înțeleg de ce mi-a urat noroc. Am încurcat-o! Astăzi m-am jucat hide and seek cu tatăl Strict. Wow, stai, ce? Asta înseamnă că m-am ascuns. Mă vede cineva? Acum sigur nu mă mai vede nimeni. Sau ba da. Da, ați auzit foarte bine. Știu că vă place foarte mult seria cu tatăl Strict și știu că vă plac episoadele cu hide and seek. Adică de-a v-ați ascunselea. Și am spus, băi, ce-ar fi să-l provoc pe Andrei 2010, care este tatăl Strict, la un super hide and seek. Și i-am propus chestia asta și Ghicișe a acceptat. Așa cum, oameni buni, asta vă face astăzi și dacă mai vreți episoade din genul continuare, nu uitați să dați un mare like la acest videoclip, oameni buni, un subscribe, un clopoțel și de asemenea nu uitați că... Atenție mare! Noul ursuleț Barney din colecția de primăvară, tocmai ce s-a lansat și am o veste tristă. Imediat o să iasă de pe stoc și nu o să-l mai găsim niciodată. Da, stați liniștiți, o să mă ocup personal să rezolvăm această problemă. Momentan o să mă mai bucur de el cât încă mai este printre noi. Și fără niciun fel de adăugare, haideți să trecem la clip. Ha, băi frate, ce zi frumoasă. Hai să mă duc la mine în casă și... what? Băi frate, lipsește tatăl Strict. Ha, ok, se pare că nu e nimeni pe aici. Mă rog, ce-i drept, nici n-am început încă vreo chestie, adică... Andrei! Ce faci aici? Postam un clip, ce vrei? Ce, mă? Postai un clip? Tu? Da? Ce, mă? Bă, du-te, bă, de aici, că nu te cred cu minciuna asta. Bă, Andrei, bă, ce ai? M-am reapucat de postat că mi-era dor? Ce? Nu se poate așa ceva. Oameni buni, Andrei s-a reapucat de postat pe YouTube? Bă, Andrei, tu vorbești serios? Da, mi-era dor să filmez și eu. Păi și, canalul meu e Andrei 2010, știți deja? Abonați-vă că poate fac și eu 100k și primești și eu un buton de la ca silent. Oh my god! Ok, Andrei, la asta nu mă așteptam. Ați auzit bine, oameni buni? Abonați-vă la Andrei 2010, aveți canalul lui în descriere. Bă, Andrei, ideea e felul următor. Cred că deja cunoști discursul, cred că deja știi ce vreau să spun, nu? Cumva voiai să zici că toată lumea iubește seria cu tatăl Strict? Ce? Mă, cum a ghicit ăsta? Da, chiar? Și că vrei să facem un clip cu tatăl Strict? Ba, stai o secundă. De unde știi ăsta, mă? Bă, Andrei, de unde? Și toată lumea iubește seria din cauza... mea? Ok, asta nu e adevărat. Hai că la faza asta minți. Ba, da? Ba... Ok, bine, știi ceva? N-are sens să ne certăm. Să zică lumea în comentarii. Bine, scrieți în comentarii, dar cu toții știm că toată lumea se uită la seria asta pentru mine. Ok, Andrei, lăsând chestia asta la o parte, hai să-ți propun ceva. Bă, dacă nu e o ofertă în care primesc 1000 de pizza, eu nu mă bag. Stai, ce? Păi, bă, sunt scumpe clipurile cu Andrei 2010, gata. Băi, frate, băiatul ăsta e prea fițos. Ok, Andrei, hai să o dau pe față. Da, vreau să mai facem încă un episod de tatăl Strict. Ah, păi zi așa.
Ai de capul meu, fraților. Am încurcat-o. Fugi. Hai de bine. Bă, dar stai că nici nu i-am explicat că vreau să jucăm hide and seek. Ok, oameni buni, presupun că nebunia începe acum. Băi, fraților, sincer să fiu cu voi, m-am săturat să dorm pe jos. Dar, din păcate, nu am încotro, pentru că cred că sunt pedepsit sau ceva. Și ce face tatăl strict acolo? Sare pe trambulina? Ok. Hei, pot să vin și eu? Da, probleme. Nu, nu, nu e nicio problemă, adică pot să sar pe trambulina cât vrei. Adică, la urmă, tu ai cumpărat-o, dar pot să vin și eu? Gen, să sar și eu împreună pe trambulină? Wow, mamă! După ce-ți faci temele. Ha, da, da. Hai mă, frate, da, e duminică. Nu pot să le fac mai târziu sau ceva? Și mâine luni ai școală. Hai mă, frate. Băi, frate, uite, deci tu voiam și eu să sar pe trambulină și n-am voie sau ceva. Ok, cred că știu cum să salvez duminica asta. Știu cum să am o duminică perfectă. În timp ce tatăl strict efectiv se distrează de minuni și sare pe trambulină non-stop și efectiv își petrece duminica vieții lui, cred că pot să salvez această duminică cu niște hide and seek. Doar că trebuie să vorbesc cu cineva. Revin. În primul și primul rând trebuie să compun o scrisoare. Dragă savant. Da, îi scriu o scrisoare savantului. Este duminică și mă plictisesc. Vreau să îmi aduci cel mai bun hide and seek pe care l-ai avut vreodată. Hai că 100% îl convin cu mesajul ăsta. Sunt cu tatăl strict. Vreau să joace și el. Semnat I Silent. Perfect. Ok, oameni buni, acum cât timp tatăl strict sare pe trambulină, o să mă duc la această cutiuță poștală și o să-mi trimit scrisoarea. Sper să ajungă cât mai repede la savant, pentru că vreau să mă joc hide and seek. Ce am? Bă, frate, cine sună mă la sonerie? Oh my god. A ajuns curierul! Oh my god, în sfârșit nu cred! Mamă, frate, mi-a venit coletul! Doamne, băi, ce zi minun! Asta nu-i curierul! Tatăl strict, ce? Ce? De ce suna la sonerie? Da, curierul. Ce-ai comandat, copile? Ce? Păi ce? A venit vreun colet? Sau de ce m-ai trezit din somn? Adică de ce-ai sunat la sonerie? Da, a venit! Ți-am zis să nu mai comanzi fără acordul meu! Păi și ce a adus? Stai o secundă, dar ce a adus măcar? A adus un portal, copile! Ți-am zis să termin cu prostiile astea! Nu cred. Stai o secundă, tatăl strict. Oameni buni! Savantul m-a ascultat! Nu cred! Pentru I Silent și tatăl strict? Oh my god! Ai 4 secunde să-l muți de aici. Stai! Nu, deci nu e ceea ce pare, pot să explic. Explică acum! Ok, vino puțin mai încolo să nu fim orbiți de portal. Ideea e în felul următor. Sincer să fiu. Păi, ideea e în felul următor. Nu prea aș vrea să-i spun tatălui strict că am comandat un portal care nu duce la un hide and seek, pentru că n-ar mai intra în el niciodată. Așa că o să-l mint. Am comandat un portal care, dacă intri în el, câștigi 1 milion de euro instant. Și am zis, bă, clar, avem nevoie de așa ceva. Și da, acum l-am comandat. Cam asta e faza. Hai că cu asta 100% l-am păcălit. Adică 100% o să mă creadă. Ce 1 milion de euro, copile? De unde? Pe bune! Cine ne dă? Păi e o combinație, o șmecherie de-a mea. Ia, vino după mine, vino după mine. Mamă, fraților, cred că-mi iese asta. Lasă-mă să-ți explic. Deci, ideea e că e acest portal super șmecher în care doar trebuie să intrăm și am primit bani în cont. Adică nu mai ne complicăm. Păi de ce? Păi îți explică, e o schemă, e o nebunie. Mamă, dar mai multe întrebări pune. Păi de ce, cine ne dă banii ăștia? Păi, dar chiar pune întrebări. Nu contează. Ce schemă? Tu vrei să vină poliția? Nu vine poliția. Doar vină după mine, hai. Ești gata? Nu intra acolo, copile? Dacă intri, vin după tine și te alerg până obosești și după ești pedepsit 10 ani de zile, copile! Aolo, ce păcat! Chiar n-aș vrea să vină după mine dacă intru în portal. Păi în cazul ăsta, prinde-mă! Wow! Ai de capul meu, fraților! Suntem la Hayden! Ai încurcat-o? Stai o secundă, pot să explic! Deci în momentul de față ne aflăm... Mamă, cum îl mint eu? Cum îi explic eu că suntem la hide and seek acum? Ideea e că în momentul de față ne aflăm la... Dunea acasă acum? Da, nu pot să fac asta. Ideea e că trebuie să apăsăm acest buton. Ca să ce? Ca să... începem hide and seek-ul.
Ce, mă? Mamă, fraților, i-am spus-o. Da, exact, ca să începem hide and seek-ul. Ok, dar dacă tu voiai să joci de-a fața ascunselea cu tatăl tău, de ce nu ai zis din prima și a trebuit să mă minți până aici? Sincer, nu știu. Dar mă bucur că nu e supărat, așa că hai să jucăm! Nu? Oh, ba, sunt supărat. Ți-ai făcut temele ca să mă joc cu tine? Da? Bine, le verific acasă. Dacă nu ți le-ai făcut, îți dau temă suplimentară de 10 ori mai mult. Ok, să înceapă acest hide and seek acum! Oh my god, nu cred! Mă ascund! Hai de capul meu, fraților, în momentul de față eu mă ascund și după cum te-ați observat, sunt un bloc de dar. Și tatăl strict trebuie să mă caute, doar uitați-vă la el. Hai de capul meu, o să te prind, copile! Mai am 8 secunde să mă ascund! Nu! Ok, bun, în momentul de față au început căutările și nu știu ce să mă ascund. Oh, ok, bun, cred că dacă mă ascund în lemn aici, nu mă găsește. Cine nu-i gata, le iau cu lopata, copile. Am încurcat-o. Deci dacă mă găsește tatăl strig la hide and seek, am încurcat-o oficial. Dar fiți atenți, o să joc cât mai tactic. Unde ești? Oh my god, uite, îl vedeți acolo? Nu știu dacă îl vedeți, dai acolo în depărtare, uite-l. Mamă, mamă, păi e foarte departe de mine în cazul ăsta. Bun, hai să... Mamă, nici nu știu cum să mă ascund. Hai de capul meu, ideea e că... Oh my god, uite-l acolo. Ideea e că o să încerc să o fac cât mai puțin evident, ok? Deci cât mai puțin evident să nu mă vadă. Dar totuși, uite-ți-mă cât de aproape sunt de el. Oameni buni, ce faci, mă? Am încurcat-o. A, nimic, nu, 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 ți se pare, ți se pare. Nu, 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 e o iluzie. Hai de mine, hai de mine, vine după mine. Ok, bun, stai așa, stai, trebuie să-l pierd cumva. Ok, intru în apă, ba nu, nu intru. Ok, bun, perfect, și acum îl pierd aici la colț. Fiți atenți, stai, stai, stai. Ok, unde te-ai dus, mă, copile? Hai de capul meu, unde e? Ah, ok, bun, 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 stați. Shh. Ok, bun, perfect. Mamă, n-are nici cum, bă, frate. E bine, pleacă, pleacă, pleacă. Bă, frate, oh my god, nu cred. Bine, mă. Deci dacă se uita după ușa, era ca și mort. Ok, hai să plec de aici urgent. Nu știu dacă mă vede, nu știu dacă nu mă vede. Nu mă interesează, e acolo în spate. Mamă, 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 ok. Am fost cam la limită la faza asta. Mamă, mamă, nici nu știu unde să mă ascund acum. Deci am emoții, tremur în momentul ăsta. Bun, cred că sunt departe de el. Nu-l văd, nu e în zona mea. Suntem în siguranță. Ok, bun, hai să mergem sus. Dacă mergem sus aici, nicio șansă să ne găsească vreodată în viața lui. Ok, bun, hai să vedem. Uite, ne facem dovleac și ne punem aici, gata. Deci ne facem dovleac. Bă! Ce... ce s-a întâmplat? Nu pot să cred că te-am pierdut, copile! Mama, acum nu pot să accepte, efectiv. Aie, ce să-ți fac? Dacă nu ești bun la hide and seek, n-am ce să-ți fac. Mamă, să vezi ce mă pedepsește. Unde ești, mă? Băi, nu știi ceva, m-am plictisit. O să mă mici de aici, pentru că nu e interesant, frate. Deci, e prea OP, deci nu, bă, o să-i mai dau o șansă, o să încep să mă mișc. Deci, vezi că sunt în mișcare. În momentul de față... Oh, ok, bun, nu e pe aici. Deci, în momentul de față, bine, mai mișcă-te, păi mă mișc! Deci, în momentul de față, oameni buni... Oh. Wow, cred că m-a văzut. M-a văzut, nu? Da, exact, m-a văzut. Ah, nu, 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 nu. Ok, bun. Wow, mamă, ce zăritură ești de bun. Bă, regele. Mamă, 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 mamă. Ok, bun, aici mă fac pierdut, aici mă fac pierdut. Taci că m-a pierdut. Taci că m-a pierdut. Ce mă, iar? Dă-te încolo. Taci că m-a pierdut. Uite-l acolo pe pod. Te încolo, bă, stai că mă nec la un moment dat eu. Ok, bun, perfect. Ok, o să stau pe nufărul ăsta, vedeți că stau pe un nufăr. Bun, hai că m-a pierdut. Păi frate, dar am dă palpitații meciul ăsta. Tata, nu știu că stai anus, dar mai doar 50 de secunde și nu m-ai găsit. Unde ești, bă? Uite-ți la cum îl vedeți. Ok, bun, stai, repede, să mă fac o bucată de gres, că dacă trece pe aici, nicio șansă să mă observe. Haide, bă, haide, iar, bă. Perfect, bun. Deci uitați-vă cum stau, frumos, liniștit. Nu mă vede nici în 100 de ani. Nu pot să cred că nu te găsesc. Oh, ba da. Și stați să vedeți când îl caut eu, că dacă îl prind și dacă îl găsiți din prima, se enervează, disparge tot. 18, 17, 16, 15, 14. Prea ușor. Oh my god. 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bine! Wow! Let's go! Unde erai, mă? Nu-i corect? Băi, efectiv, mai țin de că acum pe ultima 100 de metri a intrat în apă și gen a intrat în apă. Da? Ei bine, eu eram la două blocuri distanță de tine și nu m-ai văzut! Nu cred, ba da! Mama! Ok, acum cred că e timpul să îți iei revanșa. E timpul ca eu să te caut. Nu o să mă găsești, copile? Bă, frate, despre ce vorbește, mă? 3, 2, 1 și... Hai de capul meu, eu caut acum.
Oh, da! Pregătește-te că este nebunie! Ok, tatăl strict, ai la dispoziție doar 35 de secunde să te ascunzi, ce părere ai? 30 în momentul de față. Mamă, 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 de ce îl găsesc în 2 secunde îl găsesc? Ia vedem că nu scrie acum, cât și că e concentrat, cred că e mare concentrat. Vă dați seama, Andrei, ce creier are el? El chiar crede că nu o să-l găsesc, adică pe bune. Dar hai să spunem că poate e mai inteligent de când e tatăl strict. Hai să vedem. Gata? 4, 3, 2, 1. Cine nu-i gata, îl iau cu lopata. Hai, mă, să vedem despre ce e vorba. Deci am 300 de secunde la dispoziție să-l găsesc pe tatăl strict. Mamă, cum era să-l găsesc din start, efectiv. Bun, vreau să știu ce se întâmplă dacă te găsesc. Ce consecințe o să suport dacă te găsesc din prima. 300 de secunde? Păi da, tot ai avut și tu la dispoziție 300 de secunde. Eu n-am avut atât, copile. O, ba, da. Hai, vreau să știu ce primesc, adică ce se întâmplă dacă eu te găsesc. Ce se întâmplă? E bun, hai să începem între timp. Deci eu chiar vreau să-l găsesc. Eu nu glumesc aici, nu e glumă. Ok, dublea cu ăsta, nu e. Dacă tu mă găsești până se fac 200, lasă-mă până se fac 200 de secunde. Zice, ce se întâmplă dacă te găsesc? Bă, deci efectiv tatăl strict se... Nu știu, frate, e... n-ai cum. Îți fac eu temere pentru mine dacă mă găsești până se fac 200 de secunde. Băi, și dacă te găsesc... Nu, deci nu înțelege tatăl strict că eu îl întreb aici și se întâmplă dacă îl găsesc în general, nu până se fac 200 de secunde. Oricum îl găsesc. Bă, dar ce se poate... În ce s-a transformat, efectiv, nu înțeleg. Că dacă mă găsești o să-ți dau acadea... Dacă mă găsești o să-ți dau acadea... Nu cred. Ok, bun, vreau să știu ce ești, dă-mi un indiciu. Sau? Mamă, nu cred că o să-mi dea. Nu cred că o să-mi dea, frate, niciun indiciu. Că nu e, nu cred că-mi dă. Sunt dovleac? Aha, da. Eu, oh my god. Păi dacă e dovleac, bafta aici. Ce dovleac să fie oare? Dacă zice el că e dovleac, înseamnă... Pa, am auzit ceva? Nu, n-am auzit nimic. Deci dacă zici că e dovleac, înseamnă că e ceva pe aici sau ceva. Ok, nu e. Bă, a fost minciună, nu ești dovleac. Mamă. Ba da, ok, sunt. Bun, vreau să știu dacă... Deci eu vreau să știu... Opa, este așa. Doar că nu sunt un dovleac normal. Dar ce fel de... Ești dovleacul strict? Ce ești tu? Bă, dar unde o fi, mă, băiatule? Dovleacul strict? Bun, rău de tot atunci. Bă, dar ce poate să fie întrebarea? Chiar... Deci chiar e greu. Groapa asta e decât o oaie. Ok, deci pe aici nu e. Hai să vedem pe aici prin spate. Vreau să știu dacă ești în interior sau în exterior. Nu cred, ia uite-l. Ce crede, mă, că scapă dacă și-a băgat poțiune? Niciodată. Trage cu... Opa, ia să vedem. Ok, ia uite-l. Ba, ce? Mamă, nu cred. Mamă, deci cum ar fi să-l pierd? Că și el m-a pierdut de multe ori. Mamă, s-a transformat în lemn. Treci în coa. E ca și al meu. Ok, bun. Hai, ăsta e win-ul meu. N-are cum, e câștigul meu, 100%. Hop! Ha! Bă, dar nu pot să dau în el! Treci cu apă, dacă tot viteză mai are. Ok, cred că 100 de secunde așa o să ne alergăm. Deci, efectiv, cred că s-a terminat toată șmecheria. Deci, 100 de secunde așa o să ne alergăm, efectiv. Doamnelor și domnilor, sunt pe urmele tatălui Strix. Scrieți în comentarii dacă credeți că o să-l prim vreodată. Eu cred că nu, sincer. Deci, chiar nu cred că o să-l prim vreodată. Ok, dar fiți atenți că știu schemă. Stați așa. Ok, stați. Ia uite-l! Bine! Ce bă! Victorie! Ce credeam, bă, că mă păcăliște acolo? Cum ai văzut? Ei bine, tatăl strict, țin să te anunț că scorul este de... 1-1 cumva? Ba nu! 2-0! E 2-0 că am luat-o și pe prima și pe a doua! Deci, 2-0 pentru mine! Ce părere ai până acum? Ia, hai să vedem un reportaj oficial. Ia să vedem ce părere are tatăl strict. Ce părere... Trișezi? O să te pedepsez rău pentru asta? Cum adică trișez? Dar cum adică trișez? Adică ce am făcut? Eu n-am făcut nimic. Păi trișezi. Păi cum trișez? Adică nu înțeleg cum trișez dacă trișez. De ce trișez? Dacă vrei să jucăm corect, hai să dăm hide la nume să nu ne mai vedem numele. Ok, în momentul de față am ascuns numele pentru că aparent tatălui strict îi se părea că trișez. Că eu văd numele când pun cursorul. Ok, nu contează. Da, trișezi? Ok, acum ai trișez că am ascuns numele? Nu. Perfect. Hai să-i dăm. 3, 2, 1 și... Oh my god, fraților, eu mă ascund. Bine, bă! Ok, bun, deci în momentul de față scorul e 2-0, iar în momentul de față eu mă ascund. Tatăl strict, țin să te anunț că dacă tu mă găsești, ești șmecher. Deci dacă tu mă găsești, o să te găsesc. Ok, rămâne de văzut. Deci nu, gata, mi s-a pus ambiția. Deci fiți atenți, mi s-a pus ambiția, oameni buni. Și eu în momentul de față o să mă ascund. Să nu mă găsească, bă, niciodată. Bă, nu că niciodată. Bă, niciodată, gen. Adică atât de grav. Ok, stai așa. Aici? Bă, nu știu dacă să mă ascund neapărat aici. Că parcă... O bada aici. Repede, bun. Trebuie să găsesc un loc bun, frate, ceva bun.
Bă, nu știu mă care e cea mai... Te găsesc de data asta? Da, 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 vezi să nu. Bun, dar nu știu exact care ar fi cea mai bună locație. Bă, cred că aici. Nu, aici n-are cum să vină din... N-are niciun motiv să vină aici, real. Ok, cred că încep căutările. Bun, a început căutările. Bun, hai să ne facem noi aici. Uite, o să mă fac un dăsta. Și cine nu-i gata, le iau cu lopata. Bă, bă, vă promit că n-are cum. Bă, deci aici? De ce ar veni aici, întrebarea? Bă, deci dacă tatăl strig mă găsește aici, nu știu, frate, e bun rău. Deci dacă el mă găsește aici, e numărul 1. Dar... Gata, mă fac unde asta, perfect. Deci oficial, fraților, puteți observa ce m-am făcut și unde sunt și unde mă aflu. Nu o să-i spun tatălui strict pentru că mă ascultă și dacă spun acum o să afle. Și nu vreau să-i dau nici cel mai mic indiciu. Așa că ne vedem în 259 de secunde când o să constatăm faptul că nu mă găsiști niciodată. Ce mă? Niciun ce mă? Eu m-am culcat, noapte bună. Băi, fraților, a intrat și un pui de somn. Observ că tot nu am fost găsit. Deci, pe bune, în momentul de față... Bă, unde ești, mă? În momentul de față îmi vine să schimb locația. Că e, n-are, adică n-are niciun sens, frate. Logic că nu o să mă găsească niciodată aici. Băi, trag un pui de somn. Noapte bună. Iar rămâi acolo să vedem dacă te găsesc. Bă, ok, mie convine, eu nu scuim. Deci, efectiv, eu doar aici stau. Eu nu mă schimb. Deci, eu aici stau. Gata, gata. Ce bloc ești? Dă indiciu, copile. Nu știu, să-i dau, să nu-i dau. Bă, nu știu dacă să-i dau. Ce mă, unde ești? Băi, frate, băi, să-i explice cineva că nu poate. Ce vrei, mă, tată, să-i vrei, vrei un indiciu, vrei ceva? Da? Bine, băi, nu știu, pune-mi o întrebare. Și poate-ți răspund, poate nu-ți răspund. Ce bloc ești? Sunt un bloc, așa. Un bloc folositor. Crafting? Da, mă, da, ai ghicit. Recunosc, sunt un crafting table. Ce? Minți? Nu mă, bă, pe bune, chiar. Bă, recunosc, sunt un crafting. Nu mint, nu mint. Băi, frate, pe bune, gen, puneți și voi că nu mint, adică vedeți și voi. Faci mișto de mine? Bă, frate, chiar sunt. Deci eu chiar sunt crafting, dar nu știu cum este anunț, dar mai doar 90 de secunde. Nu se poate, bă, chiar nu știu să schimb locația, frate, să plec de aici, că parcă... Dar nu, frate, nu plec, aici stau. Bă, nu-i corect. De ce nu-i corect? Deci eu chiar, uite, îți mai dau un indiciu, nu sunt, sunt în interior, deci sunt într-o încăpere. Nu sunt afară. Oricum mai sunt 20 de secunde, ca și câștigat asta, băi și fete. Bine că dai acum indiciu, păi dacă nu m-ai întrebat. Ok, sunt 10 secunde, cred că e afară, fii atent, e afară. În ultimele 10 secunde, să murim de rest. Ia, fii atent. Mă, cream că e pe aici, 6 secunde, 5, 4, 3, 2, 1. Am câștigat. Unde erai, mă? Băi, eram, uite, te-am căutat toată harta. Deci eram în căsuța aia de acolo, în grajdul ăla, eram undeva sus. Acolo eram. Acolo n-ai verificat, cred că am fost acolo, nu? Nu, n-ai fost acolo, nu, deci n-ai deschis ușa de acolo. Of, bine fie, a fost corectă asta. Wow, a zis că a fost corectă. Ok, atunci e timpul să caut eu. 3, 2, 1, oh, eu caut. Ok, tatăl strict, ai doar 42 de... De ce râdem, mă, frate? Ai doar 40 de secunde. Hai să o vedem și pe asta, deci hai să o vedem, deci... Mamă, mamă. Bă, am emoții, am emoții, chiar am emoții. Tu ai emoții, tatăl strict, crezi că o să te găsesc? N-am? Bă, eu sincer aș avea pentru că... Mamă. Băi, parcă de-abia aștept. Nu știu, fraților, deci vă promit că sunt prea entuziasmat să-l găsesc pe tatăl strict. Deci, paulă! 4, 3, 2, 1... Cine nu-i gata, îl iau cu lopata. Ia să vedem. Bă, voi ați văzut? Bă, stai. Mă, voi ați văzut chestia aia acolo? Stai o secundă. Nu, că nu se poate așa ceva, nu, că... Nu, asta e o glumă, nu? Bă, ce-a fost asta, mă? Bă, la mine de ce n-a mers? Ce să meargă? Ascunzătoarea ta. Păi, dar nu acolo m-am ascuns. A, bă, tatăl strict, dă-o încolo. Bă, lasă-mă așa, bă, pe bune. Chiar, bă, avem și un... Ok, încă una revanșa. N-a fost corectă asta că n-am apucat să mă ascund unde voiam. Dar ai avut 40 de secunde. Știu, dar mă chinuiam la o săritură. Ok, 3, 2, 1, bam. Hai să căutăm din nou. Hai, dă-o încolo de treabă că ai 40 de secunde în momentul ăsta. Dacă chiar nu te ascunzi undeva unde... Bă, lasă-o, mă. Pe bune că 40 de secunde te ascunzi de oriunde. 1, cine nu-i gata, iau cu lopata.
Ba, dacă iar îl găsesc în 10 secunde, eu murdăresc. Deci n-ai cum să, deci nu se poate așa ceva. Unde ești, mă? Ia să vedem ce se întâmplă pe aici, unde o fi. Unde ești? Bun, hai să începem cu căsuța asta, da? Deci hai să vedem, ok. Nu sunt nicăieri. Mm-hmm, da. Sigur, sigur că da. Ok, deci aici e posibil chiar să nu fie aici. Adică aici chiar cred că nu e, gen, dacă stau să mă gândesc. Ok, bun, deci aici clar nu e. Ok, bun. E prea devreme. Oh! Ce, mă, bă? Cum ai văzut așa repede? Bă, mai e ceva de spus? Mă, tu ai hack-uri? Mă, tu mai vrei încă o dată revanșa? Tu folosești hack-uri. Ești pedepsit 10 ani. Ce hack-uri, mă? Gata. Bă, dar stai o secundă. Mai vrei o dată? Hai să te mai caut o dată. Hai că să zici că n-a fost corect asta din anumite motive. Eu vreau să te mai caut. Ești pedepsit 20 de ani dacă constat că folosești iar hack-uri. Bă, n-am. Bun, hai să-l căutăm din nou pe tatăl strict. 3, 2, 1. Veșnica vorbă, cine nu-i gata le-au cu lopata. Hai să vedem. Băi, eu chiar sper că te-ai ascuns. Băi, sper că ai cea mai bună ascunzătoare văzută vreodată. Deci sper că, deci sper că te-ai ascuns atât de bine încât să nu te găsesc niciodată. Deci eu chiar vreau să nu-l găsesc niciodată pe tatăl strict. Deci vreau să fie atât de bine ascuns. Bun, hai să luăm pas cu pas, da? Deci dovleacul ăsta nu e, dovleacul ăsta nu e. Ok, hai să vedem cum ar fi să fie din nou aici, ar fi incredibil. Ok, nu e aici. Hai să vedem dacă e aici. Clasic ascunzătoare. Deci dacă, ok, nu e aici, cred că nu este aici. Ești aici, mă, cumva? Zi dacă ești aici. Nu? Ok, da, bun, deci aici pleacă de acolo, ok. Că nu sunt acolo, am înțeles, ok. Deci tu ești crafting-ul ăsta. Ok, nu e crafting-ul ăsta. Nu sunt acolo înăuntru, aha, deci tu ești undeva afară, să înțeleg. Deci este afară. Opa, opa! Frate, gata, nu mai, deci nu mai avem ce să jucăm, nu mai avem ce să, sunt prea bun. Ce părere ai? Vreau să știu. Bă, frate, l-a găsit a 10-a oară, da, acolo. Uite-te și tu și pisica. A ieșit, oameni buni, cred că sunt pedepsit sau ceva. Cine desenează mai bine câștigă 1000 de dolari. Oh, da, oameni buni, ați auzit bine. Dar Island, stai o secundă, ce serie e asta? Ei bine, oameni buni, știu că vă place foarte mult seria cu Andrei 2010, așa că am spus, băi, cum ar fi să facem o nouă serie unde trebuie să desenăm? Și dacă vă întrebați cum vom face chestia asta și pe ce se bazează această serie, ei bine, treburile stau în felul următor. La momentul de față suntem cu Andrei 2010. Salut, salut. Și practic în momentul de față în garajul nostru avem totul pregătit pentru concursul de desenat. Și asta o să fie incredibil. Bă, Andrei, eu vreau să te întreb pe tine când ai desenat ultima dată. Eu mereu am vrut să fiu pictor, să știi. Am desenat chiar ieri. Ok, asta e tare. Iar după ce ne desenăm opera de artă, o să mergem în spate unde o să ne punem desenul. Eu aici la mine, iar Andrei aici la el. Și după care o să jurizăm desenele și o să vedem cine a desenat mai bine. Iar aici aveți un rol foarte important, deoarece Andrei, am uitat să specificăm că oamenii care se uită la acest episod efectiv sunt juriu. Oh my god, păi în cazul ăsta eu o să câștig. Da, nu prea cred. Că pe mine mă place lumea mai mult. Da, nici asta nu prea o cred. Așa că, oameni buni, voi o să scrieți în comentarii cine câștigă. Pentru fiecare desen o să avem câte 5 minute, iar subiectul pe care îl desenăm va fi extra din acest dispenser. Andrei, ai onorurile, alege subiectul. Hai să vedem și... Ok, ce a picat? Bă, zi, mă! A picat un bilețel pe care scrie like la video. Ce, mă, cum adică, ia, stai așa. Wow, asta cred că e un semn. Așa că, oameni buni, dacă vreți episoade de genul continuare și dacă mai vreți episoade de Minecraft și dacă mai vreți seria asta, nu uitați să dați un mare like la acest videoclip, un subscribe și un clopoțel. Și, Andrei, eu zic să trecem la desenat. Hai să începem! Ca să înțelegi, a picat asta pentru că videoul nu putea să înceapă așa, nu mergea butonul. A, da, efectiv, dacă nu dați like, nu poate să înceapă clipul. Dar acum că ați dat, hai să începem! Bun, hai să începem, nebunia, Andrei. În momentul de față avem totul acolo pregătit pentru desen și trebuie să alegem subiectul, dar cine o să extragă? Bă, având în vedere că tu ai tras data trecută, eu? Nu, frate, o să-l aleg eu pentru că tu ai ales data trecută, e rândul meu. Bine, of, perfect, hai să vedem. 3, 2, 1, bam! Ok.
Ah, ce? Ba, Andrei a picat casă. Efectiv, cel mai clasic subiect care poate să pice vreodată. Cea mai simplă chestie, nu se poate, ba da. Mereu pică casă, băi, chiar mereu. Ok, bun, hai să vedem de ce avem aici subiectul. Și acum, ce să mai încolo și încoace? Haide, te invit aici la planșele noastre. Aici este planșa mea, acolo este adică acolo este planșa ta. Aici o să desenezi tu. Și Andrei, avem la dispoziție doar 5 minute să desenăm casa. Orice casă, cu piscină, fără piscină, ce vrei tu. După care o să mergem și o să ne afișăm desenele aici. Și normal că Andrei o să se facă de râs. Adică, pe bune, să fim serioși. Al meu o să fie mai tare? Ok, în momentul de față avem aici timerul de 5 minute și o să înceapă în 3, 2, 1, start! Ok, deci în momentul de față, oameni buni, avem 5 minute să desenăm casa. Hai să vedem. Hai de capul meu, băi, fraților, deci eu chiar nu sunt priceput la chestia asta, vă rog să mă credeți pe cuvânt. Aolo, 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 ok, bun, deci o să începem primul rând cu un cer, da? Deci începem frumos, elegant, cu un cer albastru. După care, hai să vedem așa, bun, deci facem cam mult cer. După care facem niște iarbă pe aici pe jos, perfect, ok. Cred că putem să mai facem așa cerul puțin. Perfect! Deci avem aici o câmpie, tot ce trebuie. Avem și iarbă, avem tot ce trebuie. După care facem conturul de la casă, care casa trebuie să fie, bă, mare, dar nu foarte mare. Adică nu știu cum să vă explic vouă. Trebuie să facem cumva, uite, trebuie să trag o linie dreaptă. Ok, perfect. Ok, no, no. Ah, ok, ce mă enervează că nu pot să trag o linie dreaptă. Bun, perfect. Aia zic, ok. După care acoperișul trebuie să vină cumva triunghiular, așa în sus. Gen clasic, efectiv. După care facem așa, bam, facem niște ferestre. Ok, bun, hai că... Hai că arată bine. Aolo, bun, acum trebuie să facem ușa, uite, undeva pe aici, bam. Ok, ok. După care trebuie să facem casa roșie, ok? Pentru că casa este roșie, este casa noastră de pe Cube City. Mă rog, casa noastră de pe Cube City, dacă ar arăta așa, cred că n-am mai sta în ea. Ok, mai avem 3 minute 25, dar sunt curios ce face Andrei acolo. Oh my god! Da, ok, bine. Bă, da, nicio... Continuăm. Nu te mai uita? Da, ok, sigur, nu mă mai uit, ok. Bun, hai să vedem. Mă, fraților, voi ați văzut? Frate, uite-te și tu, uite. Gata, ok, gata. Bă, hai că mai avem doar 3 minute. Mă uit și eu. Gata. Bun, hai să vedem. Bun, repede. Ok, hai să continuăm casa. Ok, bun, după care pe interior este galben. Așa, perfect. Ușa este maro. Ok, deci ușa este maro, da? Pentru că este o ușă de casă la urma urmei. După care, partea asta de sus de la etaj este tot roșie. Ok, perfect. Mua! Bellissimo, frate. Băi, minunat, minunat ce se întâmplă aici. Deci doar uitați-vă deja ce se întâmplă. Și fiți atenți că eu sunt șmecher și am și piscină. Deci fiți atenți că îmi fac și piscina. Uite, îmi fac aici o mare piscină. Bam, bam, bam. Și fiți atenți că aici mă fac pe mine. Fii atent. Bam, bam, bam. Asta-ți eu! Da, nu arată prea bine, sincer să fiu. Adică, dacă stau să mă gândesc ăla, nu cred că-s eu. Ok, stați așa. Să facem niște modificări. Ok, am casa, am piscină, dar lipsește ceva. Soarele! Da, bă, știam eu, mă, că altceva, mă, uite și acum. Da, uite. Bă, altceva! Uite-te aici tu, frate, cât de frumos, bă, prea frumos, mă, ce se întâmplă. Și mai avem 1 minut 26. Efectiv, uitați-vă și voi, deci 1 minut și 19 secunde. Și am terminat, adică gata, eu am terminat. Andrei, tu mai ai, bă, cât mai ai? Zic, cât mai ai? Mai am, ok, mai ai 1 minut la dispoziție. Oameni buni, aceasta este opera mea de artă. Să vedem dacă Andrei a făcut mai bine sau nu. Și aș putea să mă uit acolo să trișez, dar nu o să facem asta. Hai să-l așteptăm. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Andrei, oficial, tipul tău s-a terminat. Te rog frumos să-ți iei lucrarea. Gata, ia-ți-o în mână, te rog frumos, ia lucrarea. Așa, perfect, sparge-o. Și hai să o afișăm aici în același timp. Așteaptă, nu o afișăm pe rând. Deci o afișăm în același timp, da? Deci vreau să știu înainte să o afișezi cum te-ai descurcat. Deci cum arată casa ta? Asta vreau să știu. M-am descurcat ok, tu? Bă, o să rămână de văzut, o să vedem, ok? Hai să vedem, o punem în același timp, da? 3, 2, 1 și... Ok, acum hai să vedem, mergem unul la celălalt. Aolă, ce bă asta, what? E tare? What? Chiar îți place pe bune? Da, e tare.
Bă, dacă a fost de treabă Andrei, cred că o să fiu și eu de treabă la el. Bă, Andrei, știi ceva? Șat aici, maker. Adică, bine, acum real vorbim, chiar e o casă decentă. Adică, nu aveai ce să faci mai mult, nu aveai ce să faci mai puțin. Dar acum, Andrei, este timpul ca oamenii să judece și să scrie în comentarii cine a făcut cea mai mișto casă, Andrei sau eu. Normal că eu, dar mă rog, acum, na. Sincer să fiu, cred că la asta o să câștigăm amândoi, că a fost prea ușoară. Dar acum, hai să trecem la următorul subiect. Ok, următorul subiect, da, tu îl extrage, așa este, da, ai dreptate, hai să vedem. Ia, ce-a picat, ce-a picat. Mamă, mașină? Nu cred, oh my god, oh my god, frate, a picat mașină. Ok, bă, Andrei, nu știu cât de mașinist ești tu sau cât de pasionat ești, dar băi, frate, eu iubesc mașinile. Băi, ca sos, Andrei, hai să mergem la noi și să ne punem planșa aici și să fim gata de desenat mașina. Și în momentul de față stai să-mi iau și paleta. Ia ce tu paleta, haide. Și în momentul de față avem 5 minute începând de... acum! Am început! Ok, bun, hai să vedem. Deci mașină, fraților, mașină, mașină. Băi, chiar nu știu ce să fac, sincer. Deci chiar n-am nici cea mai mică idee. Adică, da, aș putea să cu mașină. Numai că nu știu, deci hai să începem cu roțile, da, pentru că orice mașină are roți. Mă rog, roțile astea nu prea sunt uniforme, dar gata, acum hai să zici că sunt. După care vreau să o fac verde, că mie îmi place foarte mult culoarea verde, așa, bun, perfect. Ridicăm așa mașina, îi facem o formă. Ok, momentul de față arată ca un crocodil sau ca o creatură, în niciun caz ca o mașină. Ok, bun, acum... acum arată ca un tank. Gen, efectiv, dacă îi fac aici o de-asta, efectiv, acum e direct tank. Bă, eu cred că o las așa, adică la urmă urmei, ce pot să spun, Andrei? Că, adică, cred că și tankul se consideră ca mașină. Bă! Nu te mai uita, ok, bine, gata, scuze. Bă, da, avea o idee bună. Stați așa două secunde, stați. Fiți atenți aici și dacă cum am spune că am copiat de la el, zic, bă, ce mă, frate, tu ai venit cu ideea asta sau ce? Ok, bun, perfect, așa, exact, mamă, deci exact ca la el. Am făcut aici frumos, acum, fiți atenți, facem roțile, da, deci acum chiar facem roțile. Ok, deci are dita mai roțile mașina asta. De ce, bă, băiatule, ok, tot verde vreau să o fac, deci tot verde vreau să fac mașina asta, perfect. Dar cum să fac? Deci cred că o să o fac, uite, așa. Ok, bam, frumos. După care, aici în față punem farurile. Uite așa, bam, bam. Bă! Cred că mai degrabă astea le puneam pe spate. Da, astea sunt farurile din spate și în față punem așa, gen, știi ce zic? Perfect. După care punem portierele, uite așa, le segmentăm în jumătate. Ok, asta arată oribil. Cred că în schimb putem să facem geamul aici, sau? Asta e așa, uite, îi tragem un contur, bam, frumos. Mamă, ia vezi, mă, zici că e țestoasă ninja, ce să mai... Ok, aici punem cu albastru, că aici e geamul. Sau nu? No, hai să o lăsăm așa, hai să o lăsăm așa. Dar fiți atenți, o fac de poliție, deci fii atent. Fac aici așa, bam, bam. Ce să... bă! Bă, deci dacă eu văd o așa mașină de poliție, eu fug, frate, că mi-e frică, deci n-ai cum. Și uite, faci și aici o antenă de asta, că prinde radio, deci asta e direct de telecomunicații. Așa, și hai să mai facem niște, uite, facem aici, la mișto, uite, facem niște de-asta, niște norișori, frumos, elegant, altceva. Deci, asemenea mașină, bă, dă-te încolo și, bă, zici că e monster truck, zici că e nebunie și mai e și de poliție și mai are și antena parabolică și mai e și pe autostradă și mai sunt și nori. Bă, deci lucrarea asta minim 1000 de puncte și în momentul de față mai avem ca idee doar 1 minut 20 și eu deja am terminat practic. Deci gata, să nu mai au nicio problemă, gata, deci eu am terminat oficial, oameni buni. Acum, Andrei, aștept după tine, să știi. Bine, lasă-mă. 3, 2, 1, stop! Gata, Andrei, oficial s-a terminat totul. Te rog frumos să-ți iei lucrarea. Bine, gata, perfect, ia-ți lucrarea și hai să o afișăm aici pentru abonați și pentru toată lumea. Spune-mi când ești gata să o afișăm. Gata? Perfect. Atunci, 3, 2, 1, tadam! What? Ce, mă? Nu se poate așa ceva. Bă, ce-a făcut, mă, Andrei, aici? Ia vezi, jante, ce-a făcut? Ce? Mă, ăsta-i tank? Bă, e mașina șmecheră. Cum adică e mașina de poliție? Tu nu vezi, iau de Nino, Nino, are aici tot ce trebuie, e nebunie. Zici că e tank de pe GTA? Bă, poate să fie și tank. Tot mașina e, da? Da, este. Ok, bun, în cazul ăsta, hai să vedem ce a făcut Andrei aici. Bă, dar eu nu înțeleg exact ce se întâmplă, adică ce e asta, ce e chestia asta de aici din botul mașinii. Eu am făcut Mercedes, e logo-ul. A, păi zi, mă, așa, păi și asta din spate ce e? Ce e chestia asta neagră de iese de aici? Evacuare? Bă, lasă-mă,
e straight pipe. Ok, nu știu definițiile astea de mașiniști. Bă, Andrei, dar tu mai copia cu asfaltul ăsta de aici, deci tu mai copiat la faza asta. Ce, bă? Da, bă, deci chiar mai copiat, adică nu credeam vreodată că o să mă copiezi. Dacă desenezi o mașină, e clar că o faci pe asfalt. Doar nu o faci pe câmpie. Da, mă, bine, ai dreptate. Plus de asta, n-ar trebui să afli niciodată că eu, de fapt, am copiat de la el. A, bun, Andrei, hai să ne luăm desenele. Ce ai făcut? Nimic, nimic, nimic. Ia-ți desenul, te rog frumos. Și în momentul de față este timpul să extragem următorul subiect pentru următorul desen. Hai să vedem. Haide! 3, 2, 1, bam! Ok, ia să vedem ce mi-a picat. Nu cred. Calculator! Oh my god, Andrei, uite-te și tu, calculator a picat. Deci, efectiv, calculator! N-a poftim, deci uite-te și tu. Calculator, ce bă, mamă, și gen stai. Stai să stabilim ceva înainte? Ce anume? Calculator, gen, desenăm doar unitatea sau setup cu totul? Bă, nu contează. Calculator, ce este în regiunea calculatorului? Orice legat de calculator. Bine, acum nu desenezi o tastatură. Desenezi tu un monitor, o chestie, o treabă, o nebunie. Așa că, hai să mergem cu desenele la chestia asta, să ne punem planșa. Hai să ne luăm paleta și avem 5 minute începând de... acum! Ok, hai să vedem, start. Bun, oameni buni, nu știu cum o să fac eu în momentul de față un calculator. Eu nu știu cum să... nu am idee. Aolo, bun, hai să vedem. Deci cred că aș putea să fac clasicul. Deci fiți atenți, o să fac un moment clasic. O să fac, uite, așa o cutie. Stați așa că dacă aș putea să o fac și dreaptă. Asta e cel mai strâmb calculator pe care l-am făcut vreodată. Ok, stați așa că eu chiar mă chinui. Stați o secundă. Ok, perfect. Bun, asta e calculatorul. Sau ia, stai o secundă. Bam, 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 perfect. Asta e monitorul. Deci facem un monitor, ok? Bun, deci facem un monitor, după care aici, fii atent, facem o tastatură aici jos. Bam. Așa, frumos. După care aici facem un mouse. Ok, perfect. Bă, arată ca un mouse. Și e conectat direct la monitor. Bun, și acum pe monitorul ăsta fiți atenți ce facem. Deci facem aici o siglă cu așa, bun, frumos. După care fiți atenți. Deci în monitorul ăsta facem cea mai clasică chestie pe care ați văzut-o vreodată. Fiți atenți. Deci ghiciți ce fac pe monitorul ăsta. Aveți o șansă să ghiciți. Nu o să ghiciți niciodată, vă dați seama. Deci e prea clasic ce fac eu aici. Trebuie să vă dați seama. Deci hai că n-aveți cum să nu vă dați seama. Ok, bun, perfect. Așa, bun, după care facem aici frumos. Deci o să vă explic la final, dar nu vreau să vă dau mai multe detalii. Bă, da, oare ce se întâmplă? Bă, da, chiar nu m-a lăsat să văd nimic. Ok, bine, probabil n-ar trebui să mă uit. Așa, bun, perfect. Deci ăsta este cerul, după cum puteți observa. Practic fac un monitor cu Minecraft pe el. Deci cam asta e nebunia, înțelegeți? Deci full Minecraft ce se întâmplă aici. În direct, uite așa, cu un verde de ăsta mai nebun. Bam, perfect. Și uite, ăștia sunt copaci aici, vedeți? Deci aici cresc copaci, cum ar veni. Sunt copaci în îndepărtare, cum ar veni. Bă, altceva. După care le mai fac, fii atent, le fac o scoarță așa super nebună. Deci uite, le fac așa o nebunie de asta. Și ia uite, bă, frate, bă, zici că e pictură, bă, de la mai pictori români. Uite-te și tu cât de frumos. Băi, băi, minunat. Și acum ce credeți? Fiți atenți, tastatura asta e RGB. Deci fiți atenți că are și luminițe. Deci facem aici luminițe la tastatura asta. Facem așa un efect de lumini. Mă rog, nu prea mi-iese mie, dar imaginați-vă și voi că mi-iese. Ok, bun, i-am făcut lumini aici frumos. Deci altceva, frate, tastatura cu lumini. Nu, deci e nebunie. Și aici facem butoanele, nu știu ce butoane are. Uite, facem așa bam 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 bam. Hai că da. Facem așa bam 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 bam. Aolo, mai avem doar 5 secunde, oameni buni. 3, 2, 1, stop! Gata! Gata, Andrei, gata, deci oficial s-a pus stop la tot. Gata, numai, bă, alo! Mai am 2 secunde fundalul. Bă, gata, bă, n-auzi! Gata, deci, bine, hai, mai fă-ți 2 secunde acolo, că uite, mai fac și eu aici o modificare, fii atent. Punem aici la mouse butoanele, așa, uite, frumos, bam, perfect. Aia zic, altceva. Și te mai adăugăm aici, gata! Deci, oficial, asta este lucrarea mea, lăsăm paleta jos. Deci, paleta jos, doamnelor și domnilor, Andrei, haide, bă! Deci altceva, bă, frate, uite-te și tu cât de frumos. Deci de-abia aștept să o expun acolo. Andrei, nu știu ce face acolo, chiar bă, ok, hai să-mi iau desenul, gata, bun, ia-ți desenul, perfect. Și hai să-l exprimăm în același timp. Bă, Andrei, deci dacă tu chiar ai făcut o pasă mai bună decât a mea, nu știu, bă, frate, ce să mai zic, deci nu știu. Dar hai să vedem, eu nu cred că mi-a ieșit nașpa, am făcut prea mic setup-ul și n-am mai avut loc să fac detalii la tastatură și mouse și trebuie să-ți explic eu ce sunt să te prinzi. Bine, mă, gata, ok, am înțeles, nu trebuie să te explici. Hai să afișăm în 3, 2, 1, bam! Ok, hai să mergem unul la altul să vedem ce se întâmplă, ia să ve... Aolea, bă, e tare fundalul, da, dar...
Calculator unde e? Păi cum adică? Am spus că putem să facem orice legat de calculator. Eu am făcut monitorul cu Minecraft, cu tastatură RGB și aici cu mouse. Sau e calculatorul de la de e monitorul și ăla e tot calculatorul. Că există și calculatoare care sunt doar monitorul, gen, adică nu e nicio problemă sau ceva. Bine, bine, deci îți explic, uite, deci fii atent, e un monitor marca Samsung, scrie Samsung, dar nu vezi tu că e prea clar. Aici avem Minecraft frumos cu copaci, dar uite-te, te rog frumos, la detaliu de la copaci, adică așa frumos și făcuți în îndepărtare, adică frumos să vezi că sunt departe, așa, e tare, da, dar are un pixel mor monitorul ăsta, văd. Ce? Păi nu, asta e, era o gaură în pământ, gen, și na, aia era. A, da, mă, și aici tastatura cu luminițe, deci uite-te și tu, te rog frumos, cu mouse, de la frumos, la Apple, gen, e mișto, mă, altceva. Și ce se întâmplă aici, întrebarea mea? Gen, explică-mi ce se petrece aici. A, e setup-ul tău, ia stai să ghicesc, că ai două monitoare și sunt să ai, gen, televizorul, e setup-ul tău. Da, dar tu n-ai calculatorul pe birou, deci la faza asta e minciună. Acum îl am pe birou. Ce, mă? Ok, bine, mă rog. Păi și ce se întâmplă cu biroul ăla? De ce are niște tente de verde? Adică ce s-a întâmplat cu biroul ăsta? A fost hackuit? Păi de-aia zic că trebuie să-ți explic ce sunt să te prinzi. Păi ce se întâmplă acolo? Acolo e tastatură și mouse? Ok. Și de ce toate monitoarele sunt verzi? Și de ce pereții sunt turcoazi când tu ai pereții albi? Bă, Andrei, ce mă asta? Bă, bă, las-o încolo. Păi, e bătaie de joc. Sunt verzi pentru că, bă, frate, uite, eu făcusem aici cu detalii, cu îndepărtare, cu toate astea și tu vii cu asta. Pe bune, zi mă și tu, Dingo, zici tu, gen, pe bune, zici tu ceva, n-ai cum. Poți să pui orice acolo dacă editezi cu green screen de la... Bă, ok, Andrei, știi ceva? Să votezi lumea în comentarii cine a făcut cel mai bine și hai să trecem la ultimul subiect. Ok, Andrei, momentul de față este rândul tău să extragi subiectul, te rog frumos. Eu dau, te rog, ok, ia să vedem ce a picat. Ce, bă? Cum adică ce, bă? Ce bă? Adică... Prăjitură? Oh, ok, deci, oameni buni, avem un subiect foarte delicios în momentul ăsta. Prăjitură. Da, ai auzit foarte bine, Andrei, trebuie să facem o prăjitură. Bine, hai că am o idee și o să uit. Bine, 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 ok, hai să mergem aici să ne punem aceste chestii. Și mereu uit cum se numesc astea. Cum? Planșa. Da, să ne punem planșa, nu? Așa se numește. E planșă, da, dar e din pânză. A, deci e pânză. Ok, am înțeles bine. Ok, păi în cazul ăsta hai să luăm paletele în mână și... Mamă, stați așa că trebuie să mă gândesc, bă, ce prăjitură să fac? Să fac... Mamă, parcă le-aș mânca pe toate la care mă gândesc. Bă, dar e greu să mă decid. Andrei, zi-mi o prăjitură! Desenează o amandină. Eu mă gândeam la savarină. Ok, timerul începe acum! Ok, deci în momentul de față, oameni buni, trebuie să desenăm o prăjitură. Haide, capul meu, fraților, asta o să fie atât de greu, sincer. Ok. Și dacă îmi spuneți că mă inspir, poate aveți dreptate, poate că nu, dar Andrei nu trebuie să știe asta. Deci o să vreau să fac o felie de tort, ok? Deci o să fac o formă de genul. Asta arată mai degrabă ca un triunghi. Și fiți atenți, trebuie să-i dau o formă, uite așa. Mai degrabă, uite așa, după care să mergem în jos aici. După care să mergem așa. După care să mergem așa și așa. Arată oribil! Ok, nu, gata, știi ceva? O să fac cookie-ul din Minecraft. Deci, efectiv, nu am cum să dau greș cu chestia asta. Efectiv, fac un cookie. O prăjiturică mititică portocalie. Ok, perfect. Care are bucățele de ciocolată prinăuntru. Uite, așa. Hai, bă, frate, că... deci, deja aș mânca-o. Deci, uite, deci tu, frate, n-ai cum să nu mănânci așa ceva. Arată delicios, efectiv. Yummy. Ok, ce mai are nevoie? Deci, mai are nevoie de un contur, desigur, pentru că, na, orice prăjitură respectabilă are și un contur. Nu dau seama dacă arată bine. Ok, fără contur atunci. Mamă, bă, da, am zis fără. Dar parcă nu-mi place, nu știu. Ia să vedem dacă... bine, ok, bine. Aolo, nu știu, parcă nu sunt mulțumit cu asta. Aolo, ok, știi ceva? Cred că o să facem o excepție. O să păstrez prăjitura asta și vreau să mai fac încă una. Deci doar așa pentru că mă simt eu inspirat azi. Adică la urma urmei nu cred că o să avem nicio problemă, Andrei, cu asta. Sper. Ok, hai să facem un fundal de un albastru de ăsta mai așa, exact. Deci nu un albastru foarte aprins, un albastru mai calm așa, da? Și acum vreau să fac o felie de tort. Ok, deci o să mai iau exact după un tutorial. Și da, folosesc tutoriale pentru că nu sunt capabil, recunosc. Deci nu sunt capabil să fac o prăjitură. Ok, ok, ok. Bun, deci trebuie să facem conturul la chestia asta. Ok, după care așa.
Bun, perfect, după care aici, uite, facem o de-asta, perfect, și aici acoperim. Bă, am zis că acoperim! Ok, și de aici vine crema, deci vine crema de interior, este o cremă de vanilie, ok, aveți încredere, vă rog frumos, aveți încredere. Pe mijloc vine o linie de-asta de la tort, pentru că avem și o segmentare aici la tortul ăsta, perfect. După care, hai să umplem aici cu crema asta de vanilie, fiți atenți, așa, perfect. După care umplem și aici sus, mama, o să iasă un dezastru. Nicio problemă, că este un dezastru controlat, da? Deci asta este cel mai important. Facem aici conturul la crema asta de interior. Doamne, arată, bă, cine ar mânca așa ceva? Bă, eu, actually, dacă s-o să mă gândesc că aș mânca, pentru că la urmă urmei, da, e ok. Așa, să facem niște, să facem niște umbre, uite așa, perfect, bam, altceva, 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 alte alea, perfect, bun. Acum, uite, facem și aici un fel de mică umbră, uite, facem așa, perfect, ok. După care facem, no! Ok, după care facem acoperișul, ok, uite, îl facem ceva de genul așa. Bă, dacă te uiți cu un ochi închis, parcă e un fel de prăjitură, dar nu e sigur neapărat ce e, ok, da. Putem să trasăm și o umbră, uite aici, cu niște magenta de ăsta așa. Și cam asta ar fi prăjitura mea a doua. Deci avem, doamnelor și domnilor, o prăjiturică și o felie de tort. Care, bă, dacă stai să te gândești, seamănă. Adică seamănă, dar nu răsare. Bă, Andrei, eu-s gata. Deci oficial, eu am totul gata. Pun paleta jos, imediat și eu. Ok, bun, deci, oameni buni, nu sunt foarte mândru cu ce am făcut, dar... stați eu, frate. Hai să vedem. Gata, perfect, Andrei. Atunci hai să mergem aici, doamnelor și domnilor. Și, bă, Andrei, ideea e că în momentul de față avem o excepție, pentru că eu am două desene, două prăjituri diferite. Ce, bă? Dar lasă-mă să explic. Îmi accept faptul că da, n-am fost în stare și așa mai departe, dar am simțit că pot să fac eu două feluri diferite. Așa am simțit eu. Bine, hai să afișăm în același timp. Eu o să afișez prima lucrare. 3, 2, 1, bam! Ok, poți să vii mai întâi tu să te uiți la mine, eu nu o să mă uit la tine momentan. Dar asta am făcut, este un cookie, este o prăjiturică, e ăla din Minecraft, da, exact. Ar trebui să fie ăsta, practic, nu știu acum dacă seamănă sau nu. Eu zic că, bă, e pe acolo, adică e cam ăla. E tare, dar bobițele de ciocolată trebuiau să fie mai mari. Bă, da, așa este, probabil este așa și mai puține. Da, hai să vedem în schimb și a doua lucrare, pentru că mai am o lucrare, Andrei. Ok, cam așa arată, este o felie de tort. Este un tort, bă, ăsta e tare. Mamă, pe bune, ai zis că e tare? Mă credeam că o să râdă sau ceva. Bă, da, cam ăsta e, o felie de tort, mă rog, e tare. Bă, mersi frumos, ia să vedem ce ai făcut și... What? Nu cred, frate! Bă, las-o! Tu ai făcut asta? Îți place? Bă, e tare rău! Gen, chiar e mișto? What? Yay! Bă, frate, uite ce a făcut Andrei! Da, mă rog, sincer să fiu, cred că Andrei a câștigat la faza asta. Acum trebuie să scrieți și voi în comentarii, pentru că la fiecare trebuie să scrieți frumos acolo. Bă, Andrei a făcut mai bine acolo, Iceland a făcut mai bine acolo. Dar, Andrei, acum dacă ar fi să fii realist, tu ce ai spune? Ai câștigat sau nu? Gen la faza asta cu prăjitura. Bă, sincer, dar că ținem cont de faptul că eu sunt Andrei 2010 și sunt cel mai tare, da, eu am câștigat. Dar dacă ținem cont de realitate, e cam egalitate. Bă, nu știu ce să zic. Acum scrieți voi în comentarii, oameni buni. Și cam ăsta a fost primul concurs și prima ediție de concurs de desenat Iceland vs Andrei 2010. Bă, stai. Ce? Hai să facem o linie de fiecare gen să le afișăm așa pe toate. Ah, ok, da, da, da. Ok, doamne și domnilor, aici sunt lucrările noastre. De la casă până la ultimul. Cam asta, cam astea sunt lucrările lui Andrei. Cam astea sunt lucrările mele. Și acum voi trebuie să decideți în comentarii cine este câștigătorul și cine câștigă cei 1000 de dolari, pe care nu o să-i dau niciodată. Deci, da! Ce, bă? Cum? N-am zis nimic, nu, stai! Astăzi, dacă desenezi, câștigi 5.000 de dolari. Oh, da, oameni buni, ați auzit bine. Și dacă cumva vă întrebați, băi, Silent, stai, ce, cum adică 5.000 de dolari dacă desenezi, ce se întâmplă? Ei bine, oameni buni, am văzut că vă place extrem de mult seria în care eu și Andrei 2010 desenăm, iar voi jurizați în comentarii. Clipul trecut v-a plăcut extrem de mult, am strâns peste 5.000 de like-uri și am zis, bă, știi ceva, am strâns peste 5.000 de like-uri, trebuie să mai facem. Și lumea în comentarii a spus că el a câștigat. Dar nu contează, pentru că nu mă oftic. Mulți au spus că amândoi am câștigat, alții au spus că doar eu am câștigat, dar în episodul ăsta vreau să fie clar. Pentru că
în caz că nu știți cum funcționează această serie, practic, eu și Andrei 2010 vom desena câte un subiect, iar voi în comentarii trebuie să spuneți cine a desenat mai bine. Eu sau Andrei 2010? Da-te, bă, că nu văd de tine. Oricum, să știi că oricum ai trișat. Eu clar. Bă, taci, mă! Oricum ai trișat în episodul trecut pentru că ai copiat de pe net, așa am auzit. Nu e adevărat? Ba da, ia uite-l, mă. Așa că mai bun, dacă nici episoade de genul nu continuă și dacă vreți să continuăm seria asta cu desenatul cu Andrei 2010, nu uitați să dați un mare like la acest videoclip, un subscribe, un clopoțel și fără nicio adăugare, haideți să trecem direct la videoclip și dacă vom face peste 5.000 de like-uri și la episodul ăsta, mâine vom posta încă un episod din seria asta. Dacă o mai vreți. Ok, Andrei, băi, sper că ți-ai pregătit acuarelele, pensulele și toate nebunile, pentru că astăzi o să-ți cami bătaie. Bă, ce are, mă, ăsta? Bă, Andrei, ce ai, mă? Eu câștig? Da, mai vedem noi. A, apropo, să știi că eu astăzi o să desenez foarte bine dintr-un simplu motiv. Când merg aici la planșa mea și mi-au acuarelele în mână, să știi că eu nu o să fiu singur, Andrei. Păi cum? Păi o să l-am pe Barney, frate, care mă ajută, adică tu nu-l ai. A, dar în schimb eu l-am. Ha, bă, lasă-mă, nu-i corect. Bă, îmi pare rău, frate, deci îmi pare rău. Barney mie mi-aduce noroc și bun, gata, adică asta e regulă nouă. Fără Barney! Ah, ok, Barney, cred că trebuie să te pun la loc acolo. Ok, fără nici fel de ugare, haideți să vedem cine extrage primul subiectul. Eu sau tu, cine le extrage primul? Eu că am câștigat? Da, mă, bine, hai, cum zici tu. Na, câștigat, dar mă rog. Ok, Andrei, extrage subiectul în 3, 2, 1 și... Ok, ce-a picat, ce-a picat, ce-a picat, ia să vedem ce-a picat. Ha, ha, ce, mă, cum adică ha, ha, păi ce-a picat, ia, dă să văd, dă să văd, dă să văd. Nu cred, bă, dar arată, bă, și mie. Doamne, ce are, mă, ăsta? Ia să vedem ce-a picat. Wow. Andrei 2010? Bă, ia stai puțin, bă, ia, mie nu-mi convine, bă, alo, bă, ia stai puțin. Bă, cine a făcut subiectele? Alo, cine le-a făcut? Nu mă interesează. Bă, stai o secundă. Na, poftim. Andrei, totuși, lasă paleta că nu acum te apuci. Deci, frate, nu mi se pare corect. Andrei 2010, deși cine a făcut subiectele astea, nu-mi place. Bă, e foarte corect. Ok, bine, hai să vedem. Bă, dar cum ar trebui să-l desenez eu pe Andrei? Stai așa, poți să-l desenez? Poți să te desenez cum vreau eu, Andrei? Poți să desenez oricum vreau eu? Ok, pe atunci hai să mergem la... Mamă, fiți atent. Hai să mergem la planșă, să ne luăm paleta în mână și... Avem 5 minute începând de acum! Ok, bun, hai să vedem, deci, cum îl desenez eu pe Andrei 2010? Hai să vedem, deci, avem 5 minute. Ok, 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 deci fiți atenți, îl desenăm pe Andrei, deci uitați-vă la el, deci trebuie să-l analizăm din cap până în picioare și ia să vedem ce face el acolo. Bă, ești nebun, nu cred. What? Efectiv. Da, mă rog, cum ziceam. Hai să vedem ce se întâmplă. Bă, nu mă mai copia. Da, mă, gata, ho. Ok, bun. Deci trebuie să începem în primul rând să-i facem capul, da? Deci, fii atent, îi facem, uite așa, îi facem un cap pătrat, evident, care are capul pătrat, da? Deci, uite, fii atent, îi facem așa un cap pătrat. Asta arată oribil. Taci, mă, că nu mă pot concentra. Ok. Bă, arată ca un cartof. Efectiv, arată chiar ca un cartof. Ok, deci trebuie să-i fac capul, ok? Deci trebuie să-i fac capul galben, pentru că altă culoare care se seamene cu culoarea pielii n-am. Deci asta e singura variantă, efectiv. Ok, deci o să-i fac un cap. Hai, bă, că-i fac doar capul în desenul ăsta, ok? Deci îi desenez doar capul, dar nu pot să trag o linie dreaptă, frate! Mă rog, ignorați chestia asta, ignorați că nu pot să trag efectiv o linie dreaptă. Da, efectiv arată ca... Doamne, perfect, bun, ăsta e capul lui. Acum, trebuie să-i facem ochii. Ok, deci trebuie să-i facem ochii aia inteligenți. Adică cam așa. Cel mai tare concurs. Bă, dar oare ce-a făcut ăla, mă, acolo? Ok, bun, hai să nu ne uităm prea mult. Gata, nu m-am uitat. Bă, promit că nu m-am uitat, promit. Ok, bun, hai să vedem. Ce urâțenie are ăsta. Bă, nu te uita, mă, la mine, că eu știu ce fac aici. Ok, acum îi facem așa. Bă, dar n-arată bine. Ok, cred că îi schimbă toată fața cu portocaliu, că cumva nu se poate. Ok, perfect, am făcut un cap portocaliu. Acum, hai să facem ochii. Bam, cu... Bam, ok, da, cred că puțin cam prea mult alb. Perfect, bun, acum hai să facem și aici la fel. Bam, cu bam. Ok, i-am făcut ochii. Acum trebuie să-i facem chestia aia de la gură. Deci îi facem gura acum. Îi facem așa cu așa. Ok, mă, n-arată rău, sincer. Adică arată așa puțin a Andrei. Acum îi facem bala care îi curge. Uite, uite, fix așa îi curge din gură. Deci să-i fac niște conturi pe la ochi. Oh my god, perfect, perfect, fiți atenți. Acum mai adăugăm niște... Aia zic, altceva. Bă, e efectiv Andrei, nu cred. Așa, ce aș mai putea să-i fac? Uite, îi facem... uite, aici începe tricoul lui, care e un albastru de ăsta, cam așa. Și cam ăsta e, frate. Bă, dar eu acum am realizat. Ce realizam, Andrei? Ce? What? Bă, de ce ai pus, mă, peretele ăsta, Andrei, noi? Andrei? Alo? Nu te mai uita la mine?
Bă, dar nici nu aveam nevoie oricum. Eu am terminat, adică gata, eu am terminat desenul, sincer. Mare, ce a făcut Andrei acolo? Deci chiar nu-mi dau seama. Bă, eu sunt gata, deci acum îl așteptăm și pe Andrei să termine. Stați-mă și semnez pe desen. Uite, mă semnez undeva pe aici, jos de tot. Uite, trag aici o semnătură. Hai, silent, perfect. Aia e și semnătura mea, gata. Hai să-l așteptăm pe Andrei. Gata? Ok, păi atunci ia-ți desenul, Andrei, te rog. Și te rog să vii cu el aici și să-l expunem în același timp. Stai, încă nu l-a arătat momentan, așteaptă. Bun, deci, eu vreau să-ți spun câteva întrebări. Stai să-l las și paleta. Lasă-ți paleta aici frumos la locul de muncă, acolo, perfect. Bun, și fii atent, înainte să ne arătăm desenele, vreau să știu cât de bine l-ai făcut. Adică cât de bine e. Cât de bine l-ai făcut tu? E cel mai genial desen din univers? Aha, cel mai chipeș om e în el. Bă, lasă-mă. Bine, mă, hai să vedem, ia. Fii atent, afișăm desenele în același timp. În 3, 2, 1. Tadam! E, altceva, mă, ia să vedem ce ai făcut-o. What? Bă, ce? Bă, ce, mă? Nu se poate, uitați-vă ce a făcut Andrei și ce am făcut eu. Mă, ce-i aia? Bă, dacă stai să te gândești, ăla nu-s eu? Bă, dacă stai să te gândești, chiar așa arăți. Bă, degeaba te superi că chiar așa ai capul, efectiv. Nu-i adevărat? Ok, dar totuși a făcut ăsta, bă, aici. Deci uitați-vă și voi, e el ca rege cu o coroană. Bă, asta e fake, că tu n-ai coroană, nu e adevărat, deci e fake. Bam! Bă, nu. Dar nu o vezi tu, că e sărac. Și, în primul rând, pe tricoul tău nu scrie șef. Unde scrie șef pe tricoul tău? Că nu scrie. Deci nu scrie. Scriu imediat. Aha, am înțeles. Și, bă, n-am de ce să mint. Chiar e și mai bine fața decât la mine. Dar, bă, la mine ai față de noob și tu ești noob, deci al meu e mai bun. Gata, deci să zică lumea în comentarii, trebuie să decide cine a desenat mai bine, eu sau Andrei 2010. Mă rog, el zice că el, mă rog, într-adevăr și eu îi dau puțin dreptate, parcă a construit puțin mai bine. Pardon, a desenat mai bine, parcă așa, decât mine. Păi uite câte detalii, tu n-ai nimic acolo. Da, mă rog, în orice caz, hai să ne luăm desenele și să trecem. Și ce e mâzgăleala asta? A, era semnătura mea, dar nu știi tu. Hai să alegem următorul subiect pe care îl extrag eu, pentru că tu ai extras data trecută, așa că 3, 2, 1 și... What? Mâncare? Oh my god, mâncare a picat. Nu cred. Yay! Bă, păi uite-te, bă, la subiect să te convingi, a picat mâncare. Și de ce te bucuri așa? Păi am o idee bună, rău? Aha, bine. Păi atunci hai să mergem să desenăm acest subiect. Dar înainte de toate, hai să ne punem planșa aici și să dăm drumul la desenat. Și de asemenea, așa, mă enerva peretele ăla. Hai să trecem la desenat, Andrei. Ești gata? Avem 5 minute să desenăm mâncare începând de acum! Ok, bun, perfect, oameni buni. Hai să vedem. Mâncare, mâncare. Bă, sincer să fiu, cred că o să desenez și îmi place mie cel mai mult, și anume spaghetele. Mie îmi plac spaghetele cel mai mult. Ori asta, ori pizza sau burger, dar alea sunt prea basic, adică pe bune, cine face așa ceva? Hai să facem o farfurie, da? Deci hai să facem o farfurie, o farfurie mare, da? Deci avem nevoie de o mare farfurie, uite, cam așa, așa mai îngustă, pe care o să facem niște spaghete, ok? Deci o să facem, stai așa, deci cam așa sunt spaghetele, adică le facem așa random. Hai că, bă, pare că e o farfurie cu spaghete, nu? Adică eu zic că da. Ok, avem aici spaghetele, hai să mai adăugăm. Uite, caci de prin farfurie, dau pe afară, gen, sunt multe rău de tot, deci sunt, e explozie de spaghete în farfuria asta. Așa, și fiți atenți, o să fac spaghete cu ketchup. Efectiv, cea mai bună rețetă, numărul 1, făcută de mine vreodată. Deci spaghete cu ketchup, punem așa, bam, 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 bam. Efectiv, artă. Probabil mulți ar spune că arată ca o vomă și că e o prostie, dar credeți-mă, este artă, artă. Deci este o artă pe care nimeni nu o poate înțelege. Oare ce face Andrei acolo? What? Ok, nu. Da, gata. Nu te uita, băi, la mine. Ok, bine, am înțeles. Și cam asta e. Bă, dar stați așa, mai am o grămadă de timp. Și ceva, cred că o să fac două desene. Adică da, asta e ok, dar parcă nu-s chiar atât de mândru. Și ceva, o să fac ca data trecută și mai fac un desen. Și de data asta o să fac o pizza. Pentru că, bă, chiar vreau să-l impresionez pe Andrei și vreau să-l dau pe spate, așa că o să fac o felie de pizza. Hai să plecăm, uite așa, facem o crustă. După care o facem să se ducă așa triunghiular. Aia zic, perfect. Bă, chiar pare ca o felie de pizza, dar stai că parcă puteam să o fac mai subțire, gen, uite, ceva de genul. Aia zic, tată, deci uite, cam așa. Aia zic, mă, asta da. Deci asta chiar arată ca o felie de pizza, n-aveți ce spune. Ok, și cred că ar trebui să o fac tot cu galben, dar cu un galben mai închis pe aici.
Aia zic, bă, uite cum arată. Bă, vezi că chiar mi iese asta, ok. După care o dăm cu un îi punem niște peperoni, niște salam, ok. Deci îi punem niște salamion, niște peperoni, uite cam așa, perfect. Parcă aș putea să mai adaug niște umbre, ceva de genul, uite, pe aici, știi ce zic, pe la crustă. Da, parcă așa la mișto, știți, niște chestii de-astea artistice. Bă, cred că arată bine și felia asta de pizza, n-am ce să zic. Deci, uitați-vă ce am creat, o felie de pizza și o porție de spaghete care zici că e o explozie solară, dar arată foarte, foarte bine. Hai să vedem ce părere are Andrei. Andrei, am terminat! Imediat și eu, ok, bine. Gata? Ok, bine, păi ia-ți desenul și hai să mergem cu el aici. Andrei, ideea e că de data asta am o excepție, ca data trecută am făcut două desene. Ce, mă? De ce? Păi, știi tu... și simplu, am crezut că hai odată zi, păi am zis că bă, voiam să fac ceva, după am vrut să fac și altceva și am făcut două chestii. Și na, nu am fost hotărât. E, na. Da, mă rog, hai să vedem. O să arăt prima dată primul desen, pune și tu desenul, le afișăm în 3, 2, păi stai mă. O să rămână doar un desen, le pui tu pe amândouă, dar alegi cu care mergi mai departe, gen, că nu-i corect. Bine, mă, bine, ok, hai să vedem. 3, 2, 1, bam! Ok, hai să vedem ce a făcut Andrei. What? Doamne ferește, ce mă tâmpenia aia. Bă, taci mă. Bă, Andrei, în primul rând, astea sunt niște spaghete. Sunt niște spaghete cu ketchup, deci este rețetă personală. Ce arăți mă, bă, de ce râde asta mă? Credeam că e o scamă sau ceva. Ce scamă mă, bă? Bă, nu vezi că e farfurie și peste spaghete cu... Bă, hai mă, bă, și tu ce ai făcut? Mor de râs? Bă, ce e asta mă? Burgir? What? Sau burghia? Ce scrie, mă, burghie? Ce, mă, asta? E burghir? Oh, my God, deci ai făcut un burger, ok? Și ce e asta de curge aici? Zici că moare, ce, bă, asta? Curge ceva din el, e cașcaval? Păi și ce burger ai mai mâncat tu de... Că e prea cald? Curge cașcaval așa din el, bă, nu știu ce să zic sincer. Adică arată bine, dar... eu mai am un desen. E cheeseburger, fii atent. Deci, fii atent, asta poate nu ți-a plăcut, dar fii atent. Desenul ăsta de, o să ți-l arăt acum, concurează 100% cu burgerul tău. Ia-o-te-o pe asta. Ce zici? Ok, ăsta chiar e mai bun. N-am ce zice. Aia zic. Păi, în cazul ăsta, cred că cu pizza asta o să te putez mai departe și cu asta o să mă bat. Spaghetele alea, uită de ele. Și practic... În momentul de față este... Da, gen, oricum am câștigat, cred. Păi este burgerul lui Andrei 2010 versus pizza mea. Și scrieți în comentarii, oameni buni, care și cine a făcut cel mai bine și de ce a făcut cel mai bine. Scrieți în comentarii. Hai să trecem la următorul subiect. Andrei, fii atent, am o provocare. Care e aia? Deci dăm amândoi în același timp și la care ia primul foaie o să aibă voie să se uite la celălalt pe tot parcursul probei. Ce provocare e asta, bă? Băi, hai mă că e tare. Nu știu, mă, nu știu, n-accept. Că poate nu o prind eu, deci nu accept. Nu, eu nu sunt de acord. Bine, hai să vedem, dar totuși hai să dăm în același timp. Dar hai să vedem, ia, 3, 2, 1 și... A, uite, vezi, da, deci tu o prinsesei, deci eu n-accept, deci nu facem provocarea. Ce-a picat totuși, ia zi, ce subiect? Ce râzi, mă, bă, dar de ce, bă, de ce râzi, efectiv? Ce-i așa amuzat la un subiect? Dă să văd și eu. Ce-are, bă, am leșinat, bă, treci, bine. Bă, salvarea, poliția, a murit. Bă, Andrei, ce-a, mă, dă-mi coamă ia să vedem, ia ce se întâmplă aici. WC-ul? Ce, mă? Efectiv, a picat WC-ul, toaletă, ce, mă? Bă, și... De-aia râdeai? Ha, ha, ha! Păi și ce vrei să desenezi? Asta e o secundă, ce vrei să faci? Nu-ți zic? Ok, bine. Băi, fraților, chiar sunt greu și o să facem la subiectul WC-ul. Hai să îi dăm, presupun. Ok, hai să ne punem asta aici și... Avem 5 minute începând de acum! Oh my God! Bun, deci eu sunt foarte curios și ar trebui să fac la subiectul WC-ul. Bă, frate, eu sincer să fiu cu voi în momentul ăsta, eu cred că o să fac un WC-ul. Adică ăsta e subiectul, asta o să fac. N-ai ce să faci. Acum dacă WC-ul a picat, WC-ul facem. Dar să nu vă gândiți că facem orice WC-ul. Facem tronul regal aici. Fiți atenți, facem uite și așa o de-asta. Știu, dar stați așa. Știu că nu înțelegeți nimic, dar o să aibă sens. Îi fac un contur, uite așa, bam, 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 stați așa, că o să înțelegeți voi ce se întâmplă aici. Îi facem un contur, aici e un segment de mijloc, aici vine așa, aici vine apa, stați așa, fiți atenți, aici vine apa din el. Bă, nu știu, mă arată ca un WC-ul și fiți atenți ca să fie treaba, gen,
fac un skibidi toilet. Fiți atenți că aici fac o față. Deci stați așa că fac un cap. Mă, ce vrea Andrei? Bă, Andrei, ce te tu plimbă pe aici? Doamne, cum arată. Ha, ce-a făcut ăla? Mă, dar tu de ce te uiți la mine, mă? Oh, olo, bă, ce se întâmplă acolo? Gata, nu mă mai uit. Stați așa, deci trebuie să fac un cap, da, pentru că e un skibidi toilet și o să fac o față de asta. Uite așa. Gata, mă, ia uite, deci altceva, efectiv, n-ai cum. Gata, i-am terminat, am terminat, am terminat, am terminat, am terminat. Deci gata, hai să ne punem și paleta jos. Andrei, oricând ești gata, eu sunt cel mai gata. Mă rog, Andrei, logică. Mamă, ce faci, mă, ăla acolo? Bă, frate, lucrează din zoră la acolo, dar nu înțeleg exact la ce. Mă rog, gata, perfect. Atunci hai să luăm desenul și să mergem să l afișăm subiectul WC-ul. Nu putea pica un subiect mai ciudat de atât. Asta e, înainte să zic ce. E 3-0 pentru mine. Ok, bine, hai să le afișăm în 3, 2, 1 și... Ei, și vă zic sincer că n-are cum să fi făcut ceva mai mișto decât skibidi veci. Ce, bă? What? Bă? Ce, bă? Sta, bă, oh, Andrei? Ce? Ce e asta? Eu! What? Adică, bine, trebuie să recunosc că e amuzant, dar... E Pupi, dacă îl știi? Pupi? Cine, mă, Pupi? Că eu nu-l știu. Bă, frate, ce? Bă, da, de ce are, de ce are fața ta? Cum mă, nu-l știi pe Pupi? Da, de ce are fața ta? Efectiv arată ca tine. Mă, Andrei, ai ceva să-mi spui? Că e geamănul meu? Ok, tu ai spus-o. Bă, ok, trebuie să recunosc că ai destrat bine. E pe subiect, cred. Dar, totuși, uite de ce am făcut eu, frate. Adică, uite-te la asta, frate. N-ai cum să ignori așa ceva. Adică, e operă de artă ce e aici. E cel mai oribil lucru? Ha? De unde să încep? Ia, mă, ia zi, ia. Ce nu-ți place la WC-ul meu? Desenul tău are zero compoziție. Oh, bă, Picasso! Culorile nu se potrivesc, bă, lasă-mă, mă, cu... Și ce e fața aia? Păi e skibidi WC-ul, gen e de la toaletă. Da, nu e deloc bun. Na, poftim! Ok, fraților, știți ceva? Voi trebuie să alegeți. Scrieți în comentarii care este mai bun. Desenul meu extraordinar de bun sau desenul lui Andrei care... Bă, e bun și amuzant, dar totuși, adică... De ce are o monă sprânceană, gen, what? Mă rog, hai să trecem la următorul subiect. Ok, acum e rândul tău să alegi sau ceva. Ia să vedem, haide, da, 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 da. Haide, haide, haide. Haide, bă! Ia, hai să vedem. Ce-a picat, ce-a picat, ce-a picat. Doamne, ce mă asta. Ia mă, ia, eu nu fac. Ce mă, ce-a picat, ce poți să fie atât de oribil. Ia să vedem. Pisică! Aaa, pisică, mă, Andrei, gen Tom! Oh my god, pot să-l fac pe Tom, 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 Tom! A, bă, că e bun subiectul ăsta, n-ai cum să-mi spui mie că... Nu pot să-mi spui mie că nu e bun subiectul ăsta. E Tom! Meh. Bă, frate, lasă-mă, mă. Hai să mergem să îi dăm drumul la desenat. Îmi pun și eu aici planșa, îmi iau acuarelele și... Avem 5 minute începând de acum! Ok, bun. Cum îl fac eu pe Tom? Băi, deci clar vreau să-l fac pe Tom, asta e clar. Numai că nu-mi dau seama, nu știu să desenez, frate, sunt antitalent, nu știu, uite. Gata, asta e o pisică. Da, mai degrabă arată ca un șarpe. Bă, frate, cum fac, mă, o pisică? Bă, ok, să zicem că i-am făcut capul, deci cam așa arată. Nu știu dacă arată ca un cap de pisică, dar să spunem că ar fi ceva de genul. Aici o să facem cu gri pe interior, ok, bun. Ușor, ușor, ușor. Bă, da, sincer, cât timp desenez eu chestia asta, eu sunt extrem de curios în momentul de față. Ce face Andrei acolo? Adică ia să vedem. Mă, ce? Mă, nu se poate. Mă, cumva facem aceeași chestie? Da, n-are cum. N-are cum pentru că eu îl fac pe Tom. Adică chiar n-are cum să... N-avem cum să facem aceeași chestie, sincer, să fiu cu voi. Mă, ce? Bă, nu te uita la mine, mă. Pleacă de aici. Ok, hai să vedem. Perfect. Hai, bă, că este bine. Nu mă uita, mă, urâtule. Taci, mă. Uite, mă. Mă, ăla m-a făcut urât. Băiatul ăla nu știe cu cine vorbește, mă, frate, măi. Bun, ok, perfect. Haide, bă, bă, da, mult mai durează, bă. Durează, frate, să umplu aici de... N-ai, ai, 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 ai. Ok, bun, perfect, aia zic. Bun, asta este forma feței, da? După care o să mergem aici și o să-i facem fățuca aia. Fiți atenți și fățuca drăguță îi facem, fiți atenți. Oh my god, i-am făcut gura. Aici o să-i facem nasul. Aici o să-i facem obrăjorii. Uite, cam așa, perfect. După care aici o să-i facem ochii. Ok, știu că arată creepy în momentul de față, dar stați că nu o să mai arate creepy în câteva momente. Gata. Ia uitați-vă, bă, hai, bă, cât de drăguț e. Și dacă cumva spuneți că ăsta nu e Tom și e ceva copiat de pe net, să știți că o să mă supăr. Și nu ați vrea să se întâmple asta. Ok, să modificăm puțin urechea asta, gata, perfect. Cred că acum e perfectă sau ceva. Deci urechea asta este perfect.
Mă rog, urechea e mai mare decât aia, dar arată oribil. Ba nu, bă, arată bine. De fapt, mamă, zici că e bă. Mă, bă, tu lasă să fac așa ceva. Doamne ferește. Ok, nu stai așa. Nu pot să repară. Altceva. Doamne, Arena, zici că e, bă. Ok, nu știu cum să repar desenul ăsta, vă rog, cineva să mă ajute. Ha, bă, că e ok. Bă, Andrei, eu am terminat oficial, nu știu ce face Andrei acolo, dar eu am terminat. Gata, Andrei, gata, imediat. Bun, hai să-l așteptăm pe Andrei. Gata, ok. Ah, bun, perfect, hai să ne luăm desenul, să punem aici și hai să-l afișăm pe ceramă ăla. Bă, taci, mă, că n-ai văzut nimic, Pikachu, taci, bă, uite, mă, nici nu mai văzut desenul și comentezi. Hai să le afișăm în 3, 2, 1 și... altceva, mă, băiatule, bă, ce vorbești, mă, ia ce... Ha, bă, las-o! Mă, cum am făcut asta? Bă... Bă, ești nebun? Bă, las-o, Madri, bă, cum ai făcut, mă, tu așa ceva? Tu glumești cu mine, tu? E, ce? Păi, e o pisică. Păi, aia e și problema că ai făcut-o prea bine. Cam plictisitor, dar mă rog. Bă, frate, uite de detalii și... Bă, Andrei, trebuie să recunosc faptul că... Poate e puțin mai mișto a ta, gen... Poate... Dar, puțin. Mă, cum a făcut asta, mă? Ok, bine, la asta recunosc că ai câștigat. Ai câștigat detașat, ok, bine, recunosc, bravo. Dar, totul să vedeți lumea în comentarii cine a făcut mai bine. Eu sau Andrei 2010. Bă, dar explică-mi de unde te-ai inspirat sau cum. A trecut o pisică pe stradă și m-am gândit să o fac. Bă, las-o, mă, unde găsești, mă, așa pisici în București? Mă rog, în orice caz, hai să ne luăm aceste planșe și să mergem să le afișăm, să vedem ce am făcut în acest episod, rezumatul. Doamnelor și domnilor, acestea sunt desenele noastre. În partea aceasta avem desenul meu versus desenul lui Andrei, desenul meu, cele două desene versus desenul lui Andrei, desenul meu versus desenul lui Andrei și desenul meu versus desenul lui Andrei. Doamne, ce oribile sunt ale tale. Bă! Da, nu știu ce să zic acum, eu zic că m-am descurcat destul de bine. Voi scrieți în comentarii overall, în concluzie, cine a câștigat și... Bă, Andrei, știi că era un premiu de 15 de dolari, nu? Da, și practic cred că ar trebui să-l cam primești tu, sau? Nu, cred că trebuie să-l primesc eu. Da? Ba nu, abonații trebuie să decidă. Mă rog, oricine l-ar primi, ideea e că dacă tu câștigi vreau să-ți zic ceva, vreau să anunț o chestie. Nu o să-ți dau banii. Nu-l desena pe tatăl Strig la concurs de desenat pe Minecraft. Wow, stai, ce? Ați auzit foarte bine, oameni buni, și dacă sunteți confuzi în momentul de față și știți ceva gen I silent, cum adică? Lăsați-mă să vă explic. Ideea e în felul următor. Am văzut că vă place foarte mult seria cu concursul de desenat cu Andrei 2010. În caz că nu știți, am făcut o serie în care eu și Andrei 2010 avem un concurs în care pur și simplu desenăm chestii și cine desenează chestia cea mai șmechere efectiv câștigă. Da, sincer să fiu, cu desenul ăsta cred că nu pot să câștig absolut nimic. Și da, am zis, băi, hai să mai facem un concurs. Numai că la un moment dat s-a întâmplat ceva ciudat, iar Andrei s-a transformat în tatăl Strig și lucrurile au luat-o efectiv razna. Așa că dacă vreți episoade de genul în continuare și dacă mai vreți episoade cu Andrei 2010 sau cu tatăl Strig sau cu concursul de desenat în mare parte, nu uitați, dați un mare like la acest videoclip, un subscribe și un clopoțel și de asemenea nu uitați că noul ursule Sparte din noua colecție de primăvară este pe cale de dispariție și probabil o să dispară în maxim 2 zile de la postarea acestui videoclip, dar nu știți de la mine. Și fără nici fel de ugare, haideți să trecem direct la videoclip. Ok, domnule Andrei, ești gata pentru o nouă sesiune de desenat? Da! Super! Oameni, nu uitați că și Andrei 2010 în momentul de față filmează? Yay! Da! Da, aparent are și el un canal de YouTube și omul chiar crede că o să fac 100.000 de abonați. Ia zi, ce faci dacă faci 100.000 de abonați? La 100 ca o să ai o surpriză? Nu cred. Păi în cazul ăsta, repede abonați-vă la Andrei să fac 100.000 să vedem ce surpriză o să-mi facă. Da! Ok. Ideea e în felul următor. Deja știi cum funcționează treaba. Practic, noi doi avem aici planșele, avem acuarele și avem tot ce trebuie. Iar în momentul de față avem subiectele care trebuie
locuiesc extrase, să vedem ce construim pentru prima dată. Ce construim, am zis, ce desenăm. Și în felul următor, după ce facem desenele, o să le expunem eu aici, Andrei aici. Și practic vreau să scrieți în comentarii care este cel mai bun. Așadar, Andrei, ești gata să extragem primul subiect? Da, perfect, pe în cazul ăsta hai să-l extrag eu că ai tot extras. Bă, nu, ce vrei, mă? Bă, deci, clipul trecut, tu ai extras primul. Bă, lasă-mă, mă. Eu acum, bă, nu mă, lasă-mă, nu mă interesează. Bă, Andrei, la urma urmei, i-am spus să se aboneze la tine, adică... ok, bine. Perfect, hai să vedem ce pică. 3, 2, 1 și... Planetă? Mă, ce? Da, efectiv, uite-te și tu, uite-te și tu ce subiect a picat planetă, gen, what? Mă, ok, cred că nu mi-e greu să-l fac pe ăsta, că cred că știu, cred, da, și eu cred că știu. Ok, hai, toată lumea la planșele lui, toată lumea pe treabă, hai să ne luăm acoarele în mână și Andrei 2010. În regulă, concursul începe în 3, 2, 1, start! Ok, avem 5 minute începând de acum să facem o planetă. Vai de capul meu, ok, 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 bun. Păi, în primul și în primul rând, o să fac totul de aici, această culoare, o să fac totul negru, pentru că practic suntem în spațiu, ok? Și în spațiu avem stele, evident, da? Deci, practic, în momentul de față încerc să recreez spațiul, în caz că nu v-ați prins, că na, în spațiu sunt planete. Nu cred că trebuie să justific. Ok, acum, hai să facem planeta pe care ne aflăm, planeta... Terra, planeta Pământ, pe care noi stăm în momentul de față. Pentru că n-are sens să fac alte planete, că nu stau pe ele. Nu-mi dau cu părerea de ceva ce nu cunosc. Deci, practic, ca să înțelegeți, ok, am făcut aici o formă complet incredibilă. Bă, cred că puteam totuși să o fac mai mică puțin, uite. Cred că cam, uite, cam așa. Cam, perfect, frumos, ok, hai că am făcut-o bine. Acum, hai să-i dăm niște detalii cu verde, clar. Pentru că, na, avem și verde pe planeta Terra, pe planeta Pământ. Pentru că este locuită și are chestii pe ea. Într-adevăr, este un procent foarte mare de apă pe planetă, dar avem și foarte multă iarbă și câmpii și munți. Și sincer să fiu cu voi, aș vrea să văd ce mai face și Andrei. Bă, dar nu m-a lăsat deloc să văd. Bă, ce netrebnic. Ok, continuând. Hai să mai facem aici, uite, o să facem și planeta Pluto. Perfect, gata, am făcut-o. Bă, dar oare ce facem? Aoleu, ok, bun. Și... ce altceva aș putea să mai fac? Adică la urma urmei, bă, eu am folosit destul de bine subiectul, adică am picat pe subiect, am făcut efectiv ce mi s-a cerut. Bă, chiar stau să mă gândesc dacă aș putea să mai adaug ceva, dar... ok, am făcut cu gri Pluto, pentru că din câte am înțeles nu e neapărat roșie planeta. Numai că nu voiam să o fac tot albă, că după zicea Andrei că e o stea, dar nu, frate, eu aici am făcut o planetă. Și să fiu sincer cu voi, dacă mă pune Andrei să fac orice altă planetă, cred că nu reușesc. Dar gata, Andrei, am terminat. Ho, bă! Mai am? Ha, ok, bine. Deci trebuie, am descurcat destul de repede, adică mai sunt încă... 3 minute? Ok, gata? Paolo, bine, frate, în sfârșit, hai deodată. Bun, stai să-mi las asta aici, perfect. Și hai să ne afișăm desenul în același timp, Andrei. În 3, 2, 1, bam! Ah, perfect, frate, ia să vede... Ok, deci aici avem desenul Andrei 2010. Bă, ia să vedem ce părere are el. Ata zici că e minge de fotbal? Ce mă? Bă, mai pleacă-mă de aici, uite-l, mă. Bă, Dingo, mușcă-l, mă. Da, e tare, ho. Ok, deci efectiv, uitați-vă ce a făcut omul meu. Deci a făcut exact aceeași chestii ca mine, numai că mai mare. Bă, Andrei, eu vreau să... Bă, nu, eu am făcut atmosfera. Bă, ce zici, mă, tu acolo? Bă, uite, ce uite, mă? Cu albastru deschis? A, da, mă, da, i-a făcut contur. Mare chestie. Plus că, Andrei, bă, a ta nu e mai șmecheră. Deci, iată, în desenul tău nu e mai șmecher, pentru că, efectiv, eu am făcut și o planetă în plus. Deci, te rog frumos, nu am făcut doar planeta Pământ, am făcut și o altă planetă. Ce e aia? E Pluto, bă, băiatule, ce să fie? Nu știi tu, da, stea, mă. Bă, lasă-mă, că n-ai fost tu, mă, la ore de... Tu ești Pluto, lasă-mă. Bă, tu ești, mă! Ok, în orice caz, oameni buni, e timpul să votați desenul meu sau desenul lui Andrei 2010. Trebuie să scrieți comentarii, pentru că la această serie voi sunteți șefii. Pentru că, efectiv, la voi stă votul. Voi trebuie să votați. Și, apropo, episodul trecut am cam bătut, asta e partea a doua. Ce, bă? Acum că toată lumea a votat, hai să trecem la următorul subiect. Acum e rândul tău să extragi, te rog frumos. Eu acum, da, hai să vedem, extrage. Și... ce-a picat? Ce-a picat, bă, ce-a picat? Andrei? Ce-a picat? Mă, ce are, mă, ăsta, bă? Bă, Andrei, ce-ai, mă? Bă, Andrei, zi, mă, ce-a picat? Andrei? Ce are, mă, ăsta?
Bă, zi, mă, ce a picat o dată că mă faci curios? Mă, ce are, mă, ăsta e nebun, nu e sănătos, ce are? Bă, Andrei, zi, mă, o dată ce a picat. Bă, what? Bă, Andrei? Fraților, nu înțeleg ce se întâmplă cu Andrei, de când a extras subiectul, se comportă ciudat rău. Andrei, zi, mă, o dată ce a picat. Wow! Oh, ce? Ce, mă? Nu se poate. Tatăl strict? Ce? Ce cauți aici? Fugi. Stai, ce? Cred că ai greșit puțin episodul. 3, 2, oameni buni, ajutor! Bă, ce? Stai o secundă! Asta nu e episod de desenat? De când s-a transformat episodul ăsta în episod de Tatăl Strict? Ok, bun, stai, trebuie să mă ascund. Nu! Ok, gata, știu unde mă ascund, fiți atenți. Gata, hai de capul meu, nu cred. M-a pierdut! Bă, da, ia stai o secundă. Ce caută Tatăl Strict în episodul ăsta? Wow! Băi, frate, ce se întâmplă? What? Asta e subiectul? Oh! Ok, cred că acum înțeleg de ce s-a transformat Andrei 2010 în Tatăl Strict. A picat efectiv subiectul Tatăl Strict? Stai o secundă, pot să explic. Explică acum! Ok, bine. Ideea în felul următor. Practic, știi că nu noi facem subiectele. E cineva angajat să le facă și gen... Nu a scris subiectul ăsta, nu da vina pe mine. Mamă, frate, trebuie să-l desenez pe Tatăl Strict. Cine l-a scris? Spune acum... Un băiat, nu-l știi. Bine, eu le-am scris, dar mă, nu trebuie să afle că am scris eu subiectul ăsta. O să îl știu acum. Cine? Mă rog, nici nu contează. Ideea e în felul următor. Hai să desenăm subiectul Tatăl Strict. Mamă, cum îl desenez eu pe Tatăl Strict? Și să vedem ce iese. Adică avem 5 minute, știi deja cum funcționează jocul. Și hai să mergem. O să te bat aici, copile, că oricum nu ai niciun talent la desen. Așa te-am învățat? Hai să fim serioși, nu mă bați tu pe mine la desen niciodată. Adică eu sunt cel mai bun. O să fie cea mai ușoară rundă. O să fac cel mai frumos desen. O să pierzi. Trebuie să pierzi. Stai o secundă. Ok, fraților, în momentul de față, sincer să fiu cu voi, îmi e frică să fac un desen mai bun. Bă, dar până la urmă știi ceva, e Andrei 2010, adică nu mă sperie sau ceva, adică poate să fie el cine. Da, bine, hai să trecem la desenat. Hai să vedem. Ok, Tatăl Strict, avem 5 minute să desenăm Tatăl Strict, începând de acum. Ok, bun. Bun, 5 minute. Hai să văd, cum îl desenez eu pe Tatăl Strict? Adică ia să-l analizez eu așa puțin. Are capul galben, mâinile galbene, tricou roșu, pantalonii verzi și cam atât. Da, nu e mare chestie. Deci conform spuselor mele ar trebui să iasă cam așa. Capul galben, tricou roșu, pantalonii verzi, mâinile galbene. Hai de capul meu. Ah, și fața, da, să nu uităm de față. Ia stați așa. Fiți atenți că muriți de râs, ok. Bam, bam, bam. Ok, și fac aici gura. Și aici și ochii. Doamne ferește. Hai de capul meu, cum arată, frate. Ok, bun, stați așa că am ratat un detaliu, gata. Perfect. Doamne și domnilor, acesta este Tatăl Strict, lucrarea mea. Bine, glumesc, nu este asta, este o glumă. Dacă i-arăt efectiv lucrarea asta, o să iasă urât. No, hai să-l facem mai realist. Deși sunt foarte curios ce face el. Gata. Nu, că nu voiam doar să mă uit la altceva. Nu voiam să copiez sau ceva. Vezi, de treabă, copile? Ok, bine, am înțeles, ok, bine. Bun, hai să vedem. Deci acum realist vorbim, chiar trebuie să-l fac pe Tatăl Strict. Ok, bun, deci în primul rând clar trebuie să fac un cap pătrat. Ok, deci un cap pătrat de Tatăl Strict. Cam așa ar veni dacă stau să mă gândesc. Uite, chiar așa. Uite, chiar așa. Bun, perfect, acesta este capul. După care corpul. Ok, deci facem, uite, chiar așa corpul. Îi facem perfect. Bun, după care picioarele le facem chiar așa. Perfect. Mă rog, arată ca un caracter din Roblox momentan. Dar așteptați, trebuie să-i facem și mâinile. Deci mâinile să vină ceva de genul. Ok. Are cam ciudate mâinile. Bă, frate, cum le fac eu, mă, frate? Cum fac eu mâinile astea? Doamne, uite, cred că ceva de genul ar merge. Așa, uite, are niște mâini mai subțirele, așa. Ok, hai să zici că, uite, le fac cam atât. Perfect. Acum, fața. Bun, deci fața ar trebui să fie în felul următor. Așa,
Așa. Așa, ok. Hai că-mi iese. Așa. Bun, după care să urci așa. Acum așa. Acum așa. Nu, nu se poate, deci nu se poate ce iese aici. Doamne, deci ăsta e tutorial cum să-l desenezi pe tatăl strict. Promit că efectiv ăsta e cel mai bun tutorial sau ceva. Ok, bun, așa facem aici. Bun, după care aici trebuie să venim cu chestia asta. Ok. Mă, n-arată rău. Chiar arată gura tatălui strict dacă stați să vă gândiți. Mă rog, are capul extrem de pătrat, dar asta e partea a doua. După care ochii, fiți atenți, cu ochii sunt... E rezistența. Perfect, băi frate, arată efectiv ca tatăl strict 1 la 1. Deci doar uitați-vă frate, bă, arată, bă, arată exact ca el frate. Și cu bățul și cu tot. Doamne, băi frate, arată perfect. Deci pur și simplu uitați-vă și voi. Ia să vedem ce face acolo tatăl. Aola, nu, stai! Oh, ok, bun, gata. Nu, că nu voiam să văd altceva. Băi, fraților, ce facem acolo, tatăl strict? Hai să ne lăsăm paleta. Aha, ok, bun, deci el a spus că mai are în momentul de față și noi avem 2 desene. Deci l-am pe ăsta, practic, după cum puteți observa, foarte, foarte clar și super șmecher și... pe ăsta. Deci cred că dacă l-ară pe ăsta, pe ăsta a terminat tot. Deci practic l-am pe ăsta și pe ăsta. Gata? Ok, perfect. Hai să ne luăm desenele și să mergem să le arătăm sau ceva. Mă, frăților, băi, cam am emoții, cam mi-e frică. În orice caz, domnule tatăl strict, haideți să afișăm desenele în 3, 2, 1. Fiți atenți, o să pun și gata. Mă, ce? Ce? Nu e frumos? Ce e asta, copile? Păi, tatăl strict. Știam eu că ești cel mai netalentat om la desen pe care îl știu. Fugi. Hai de capul meu, nu! Nu din nou! Nu se poate așa ceva, păi frate! Unde mă mai ascund eu de data asta? Ok, stai! Ok, bun, am luat mașina! O să o pun ca scut! Ok, bun, perfect! Oh, nu, n-am scăpat de el, asta n-a mers. Oh, nu, am încurcat-o. Știam eu că nu trebuia să fac desenul ăla. Stai, era o glumă desenul ăla, mai am altul, stai. Era doar o glumă, nu mai am desenat de fapt. Uite, am alt desen. Vreau să văd. Ok. Uite, nu ăsta e desenul, ăsta e de fapt. Altceva, ia uite, tatăl strict, frumos. Mama, are capul puțin cam mare. Mm-hmm. Adică, bă, n-are, e bun. E mai ok, dar tot e oribil. Oh, mă dezamăgești? Ia, mă, să vedem ce a făcut tatăl strică. What? Bă, frate, stai o secundă, ce? Stai o secundă, ce ar trebui să semne desenul ăsta? Ba, ia stai o secundă, ce? Asta cumva eu ar trebui să însemne fugi? Oh, nu din nou. Cine m-a pus pe mine să desenez versus tatăl strict? Efectiv, e un coșmar. Da, sincer să fiu, e bun și desenul ăsta. Adică, e tatăl strict cu bățul care se uită așa cu un zâmbet destul de ciudat și eu aici care plâng? Dar eu n-am plâns niciodată. Da? Niciodată? Oh, nu din nou. În regulă, ok, acum oamenii trebuie să aleagă desenul meu sau desenul tatălui strict. Băi, sincer să fiu, nu credeam vreodată că o să desenez versus tatăl strict sau... Nu credeam vreodată că o să-l desenez pe tatăl strict. Dar eu sincer să fiu, okay, că m-am descurcat destul de bine. Scrieți-vă în comentarii așadar. Hai să trecem la următorul subiect. Ok, oameni buni, a revenit Andrei. Păi frate, sper să nu mai pice niciodată subiectul tatăl strict. Ha, mă zic că m-am descurcat, te-am făcut la faza aia. Sunt cel mai bun tatăl strict din lume. Ah, mă rog. Ok, hai să alegem următorul subiect, adică să-l aleg, pentru că este rândul meu și sper să pice ceva ca lumea. Hai să vedem. 3, 2, 1 și... Wow, nu. Nu se poate, 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 nu se poate. Ce? Băi, frate, nu cred! A picat Barney! Nu cred! Efectiv, uite-te și tu, frate, a picat Barney! Gen, să-l desenăm pe Barney, efectiv, ursulețul! Ai de capul meu, Andrei! Yay! Hai să o faci și pasta! Bă, dar stai o secundă! Cred că aici o să câștig detașat. Ce, bă? Nu, deci sunt sigur că o să câștig detașat. Nu-i adevărat? Ok, rămâne de văzut. Haide, toată lumea la planșa lui. Hai să-mi luăm acuarelele în mână, paleta mai exact, și avem 5 minute începând de acum. Ok, bun. Cum te desenez eu pe tine, Barney?
Ok, ia să vedem. Deci mă uit eu așa la el și văd că e efectiv un urs. Deci efectiv trebuie să desenez un urs. Mă întreb oare Andrei cum îl desenează. Că el nu are un barin lângă el. Aba, da, stai că are o grămadă. Are și el ursuleț, firar. Mamă, oare pot să copiez de la el? Sau... Ok, da, cred că nu pot să copiez de la el. Așa că... Trebuie să spun că trebuie să mă descurc. Ok, pe clasic, o să facem urechi. Bun, aici o să-i facem capul. Și aici o să-i facem corpul. Mamă, bă, dai, cam gras ursul ăsta. Ok, cam asta ar trebui să fie, presupun. Acum cred că aș putea eu să mi-i fac niște umbre. Dar fiți atenți și umbrii fac. Îi fac niște umbre, uite mai așa. Uite așa, bun, perfect. Da, nu, uite. Cam, bă, nu. Ok, trecem mai târziu la aceste detalii minuscule. Hai să-i facem ochișorii. Ok, și zâmbetul. Aaaa. Ok, arată cam creepy, sincer. Dar cumva îl fac eu să arate bine. Ce mai face colegul meu Andrei? Da, Andrei se pare că nu prea e de treabă în secunda aceasta. Ok, bun, deci aș putea să-i fac oare... Nu, este așa. De ce nu-i fac eu mai degrabă? Fii atent. În loc să-i fac așa, uite, îi fac un nesuc micuț. Ah, ok. Uite, îi fac așa năsucul. Așa, bă, ce drăgălașe, frate. Sau aș putea să-i fac chiar așa, ok. Nu, că zici că e iepure sau ceva și nu vrem asta. Ok, aici o să fie burtica. Ok. Aici la urechi și îi facem așa. No! Ok, așa ceva. Ok, uite, îi facem și aici cam așa. Oh, wow! Bă, ce efect șmecher! Ok, mânuțele sunt astea. Mamă, dar stai că am desenat și eu de toți banii. Mamă, 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 nu știu cum să fac. Ia, dacă îi tragem noi, uite, dacă îi trasăm, uite așa gura. Mamă, bă, arată bine cumva, dar parcă nu-mi place. Adică cred că seamănă cu Barney, habar n-am, dar... Mamă, gura asta e cam într-o parte așa. Poate dacă ne-am uitat puțin mai mult la... Nu, trebuie să rezolv această problemă gravă. Pentru că nu-mi place ce se întâmplă aici, deci... Mamă, frate, chiar nu-mi place. Ha? Ok. Nu. Ok. Nu. Bă, e cam creepy zâmbetul ăsta, dar mă rog. Nu e, mă, nu, o fac așa, fiți atenți, trag așa, așa, bam. A, bă, e frumos, e ursulețul meu, eu l-am făcut, gata, Andrei, eu am terminat, am terminat, bă, n-auzi că am terminat, am terminat. Ce, bă, omul mi-a spart tot, mai am, ok. În fine, hai să așteptăm după Andrei 2010. Gata? Foolo, în sfârșit, frate, hai să ne luăm desenul, ne punem paleta aici și hai să mergem spre expunere. Andrei, hai să ne afișăm desenele în același timp. Înainte de toate, vreau să-ți iau un mic interviu. Cum crezi că te-ai descurcat? Cum crezi că l-ai făcut pe Barney? Să fim serioși, foarte bine. Ia, mă, hai să vedem cât de bine l-ai făcut. Hai să vedem. 3, 2, 1 și... Ia să vedem și... Wow! Nu cred. Ce, bă? Bă, stai o secundă, omul chiar l-a făcut gen pe bune. E ok, dar unde e tricoul? Bă, stai o secundă, dar nu am zis că îi facem neapărat și tricoul, adică... Bă, frate, omul meu l-a făcut la fel sau ceva? Bă, eu i-am făcut, observ că efectiv arată la fel aproape, pentru că i-ai făcut tricoul cu modelul de primăvară. Mă rog, și-ți place? Bă, except în faptul că arăt ca un... creion? Da, e ok, presupun, dar totuși... What, omul chiar a făcut fundalul și tricou și... Bă, eu l-am făcut pe Barney standard, adică dacă Barney n-ar avea tricou, cam așa ar arăta el, să zic sincer, ce tare. Acum, scrieți-mi în comentarii cine a făcut mai bine, deși Andrei cred că a făcut puțin mai șmecher. Dar da, cam astea sunt desenele, votați acolo în comentarii, eu versus Andrei. Iar acum, Andrei, hai să ne expunem toate desenele și să facem un rezumat. Ok, Andrei, aici avem desenele mele versus desenele tale. Prima temă, planetă, după care tatăl strict, mă rog, i-am avut două. După care Barney, ultimul subiect, cam astea sale lui, cam astea sale mele. Scrieți în comentarii cine a făcut mai bine și cine a câștigat. Ale mele sunt mai tari, normal că mereu zice așa. Și da, ce pot să zic? Cred că am cam câștigat, adică nu știu ce să zic. Ce, bă? Oh, ai de capul meu, oameni buni. Am încurcat-o, fugi. Nu, 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 dar stai o secundă. Astăzi am aflat cine este mama strictă. Ha!
Oho! Nu, nu glumesc. Ați auzit bine! După cum bine știm cu toții, Andrei 2010 este tatăl strict. Deci, cu toții știm cine este tatăl strict, ok? Este Andrei 2010. Dar nimeni nu știe și nici eu nu știam până astăzi cine este mama strictă și cine este în spatele acestui personaj. Dar totul până astăzi! Pentru că astăzi totul s-a schimbat. Și credeți-mă, am rămas șocat. Nu mi-a venit să cred și probabil nici voi nu o să vă vină să credeți. Deși dacă stau să mă gândesc acum după ce am aflat, era destul de logic. Adică nu știu cum de nu m-am prins până acum. Dar nu vreau să vă dau spoilere, nu vreau să vă spun cine este, pentru că n-ar mai avea niciun sens. O să aflați în acest videoclip, n-am cuvinte, nu mai are sens să spun absolut nimic. Așa că, oameni buni, dacă vreți episoade de genul în continuare de Minecraft sau dacă mai vreți episoade în general, nu uitați, dați un mare like la acest videoclip, un subscribe și un clopoțel și cam atât. Așa era să uit, nu uitați că noul ursuleț din colecția de primăvară Barney se va lansa miercuri la ora 8 pe Aisel în Pugro. Dacă intrăm aici, vedem frumos aici un mare timer, avem totul, tot ce trebuie și din păcate vechiul ursuleț Barney este sold out, dar nu este nicio problemă pentru că l-avem pe el. Așadar, miercuri la ora 8. Hai să trecem la clip. Ok, după cum ți-am spus, este timpul să vezi cine sunt eu cu adevărat. Mamă, fraților, am emoții. Chiar e necesară spatula aia? Adică, nu comenta. Ok, bine, gata, n-am zis nimic. Dar totuși, fraților, cine poate să fie mama strictă? Îți dau un indiciu. Nu sunt Andrei 2010. Wow, mersi de indiciu. Da, foarte bun, da, mulțumesc frumos. Și alt indiciu. Nu sunt I Silent. Wow, un alt indiciu incredibil. Dar stai o secundă, eu ce trebuie să fac aici? Să ghicesc eu cine ești? Ce asta, ghicitoare? Ce se întâmplă? Poate ok, bun. Doar spune-mi cine ești. Ok, o să spun imediat. Mamă, după ce-ți faci temele? Stai, ce? Câte teme ai pentru mâine? Nu știu, vreo 2. Gen la română și la... Și nu le-ai făcut? Nu, dar e duminica azi, adică nu. Fugi. Băi, fraților, dar stai o secundă. Dar nu-i corect, adică... Nu, stai! Oh my god, fraților, și tot ce vreau este să aflu identitatea reală a mamei stricte. Și efectiv, în momentul de față, mă urmărește pentru că nu mi-am făcut temele. Oh, frate, nu cred că o să mai aflu niciodată. Fir ar să fie, frate. Bă, iar trebuie să fac teme. Bă, frate, dar nu se poate. De ce nu ai deschis caietul încă? Dar m-am pus pe scaun acum 5 secunde. Cum puteam să-l și deschid? Acum apucam, gen, chiar acum. Hai odată. Bine. Păi, fraților, chiar că e mama strictă. Sunt atât de curios să aflu cine e, frate. Mă, ce ai zis? Nimic? În primul rând, joacă mult mai bine decât Andrei 2010, deci nu înțeleg cine ar putea să fie. Frate, mereu m-am întrebat asta și astăzi o să aflu. Copile, lasă vorba și fă temele. Dar de unde auzi ce am zis? Sunt lângă tine, tărtăcuță. Și plus de asta, gândești cu voce tare. Ha, bă, frate, iar gândesc. Da, n-am mai făcut asta de mult. Ok, am terminat temele. Acum este timpul să aflu adevărata identitate a mamei stricte. Deci vreau să știu exact cine este și ce se întâmplă. Am terminat temele. Ok, nu că aș vrea să mă laud, dar deja am terminat temele și cred că este timpul să aflu cine este mama strictă. Deci alo? Ok, dar încă nu ai terminat treaba. Ha, ce? Ce treabă? Că trebuie să-i repari mașina lui taică-tu. Oh my god. Dar nu mi-a specificat nimeni că trebuie să fac și asta. Adică credeam că doar fac temele și gata. Și ca să-ți fac lucru mai rapid, o să-i dau și eu un pumn acum. Baftă. Hai, bă, frate, uite, deci tu își bate joc de mine. Trebuie să repar mașina asta ca să aflu cine e mama strictă. Bine, presupun că merită, adică nu mai pot să trăiesc într-o asemenea chestie. Trebuie să știu acum. Dar înainte de toate,
Am o curiozitate. Ok, Andrei, îmi cer scuze că te deranjez. Știu că probabil ești în pauza ta sau ceva. Mă rog, n-am să te întreb de ce dormi în lanul cu porumb sau cu grâu sau cu ce e aici, dar am nevoie de ajutorul tău. Ce tot vrei, bă? Nu vezi că sunt în vacanță și mă relaxez și eu sunt în concediu. Da, am înțeles, știu că ești obosit și că muncești mult și așa, dar am nevoie să-mi răspunzi la o întrebare. Ce mai vrei? În primul rând, ridică-te de acolo, că nu pot să vorbesc cu tine dacă tu stai jos. Nu? N-a poftim, frate. Ok, bun, întrebarea mea este: bă, tu știi cine e mama strictă? Gen, tu știi? Logic. Păi și zici și mie, cine e? Gen, adică o cunosc? Adică cine e? Tu chiar nu te-ai prins? Și te credeam mai deștept. Bă, dar stai o secundă. De ce să mă prind? Gen, cine ar putea să fie? E prea evident de-aia. A, bă, am zis sau nu, că nu-mi dau seama. E persoana perfectă pentru mama strictă și tu nu poți observa asta. Prea amuzant. A, bă, lasă-mă, că nu m-a ajuns cu nimic. Da, fraților, voiam să aflu de la Andrei cine este, dar n-ai mă cu cine să te înțelegi. De se pare că tot trebuie să fac treaba asta, deci chiar trebuie să stau să repar mașina asta. Mamă, noroc că fac sală și extrem de ușoară, adică pot să fac și genunflexiuni cu ea. Nu încercați asta acasă. Ah, ok, bun, încă puțin. Haide, haide. Mamă, da greu să repar mașina asta. Doamne, frate. Haide, ok. Perfect! Gata, e ca și reparată mașina asta. Ia uite-o, frate. Bă, e perfectă, mă, e superbă. Ah, mama, uite, am terminat. Gen, e gata. Acum, poți să-mi spui: bravo, copile, ai făcut o treabă minunată. Bine! Mamă. Normal, frate, că cel mai bun. Deci ce ziceai? Da, după cum spuneam, în momentul de față ar trebui să-mi spui cine ești? Că doar nu am făcut asta degeaba, că nu face mie plăcere să fac pe mecanicul. Deși sunt destul de priceput, n-am să mint. Da, sigur, imediat după ce vorbesc cu colega mea de la muncă. Păi și stai. Păi ok, ce păi? Dar nu, nimic nu mai contează. Frate, când vine cu spatula aia spre mine mă sperie. Așa credeam și eu. Ok, bun. Până o să-mi spună cine este și până vorbește la telefon, cred că o să stau pe trampolina asta, adică, bă, e destul de distractiv, n-am să mint. Mama! Mă, ce? Trampolina mea? De ce stai degeaba? What? Cum adică stau degeaba? Păi așteptam să... adică... Păi și tu trebuia să faci ceva. Păi, dar nu am făcut teme și mașina și... De ce nu te-ai dus la magazin să iei cartofii aia de care ți-am zis? 10 kg de cartofi. Acum! Oh, cartofi, da! Ok, mamă, frate, acum trebuie să mă duc și la magazin. Băi, nu știu de ce am vaga impresie că nu o să mai aflu niciodată cine e mama strictă. Și acum, efectiv, după ce am făcut toate astea, m-a trebuit la magazin să iau 10 kg de cartofi, gen what? Da, de curiozitate, gătim pentru un stadion sau de ce au 10 kg? Adică cine mărca atâția cartofi la urma urmei? Mai pui întrebări? Ok, bine. Mă, frate, sper să aibă măcar atâția cartofi. Ai de capul meu. Încă puțin. Ok. Gata. 10 kg de cartofi. Alo? Hei. Am adus cartofii. Sunt aici 10 kg de cartofi. Gen, chiar aici, proaspeți, direct la magazin. Tot ce trebuie, calitate numărul 1, standard, premium, ce vrei tu. E genial. Tu ai nebunit? Da, ce am făcut? De ce ai luat atâția cartofi? Păi, nu e sănătos în primul rând. Și nu o să-i punem pe toți, că o să se strice. Păi da, nu mi s-a spus să mă duc să iau 10 kg de cartofi? Ai încurcat-o, fugi. Bă, dar stai o secundă, ce se întâmplă? What? Ia m-a trebuit să mă duc să iau 10 kg de cartofi și după mă ceartă că i-am luat? Bă, frate, e o glumă sau ce se întâmplă? Și toate astea și tot nu-mi spune cine e. Frate, e un coșmar ziua asta. Hai să mă duc la mine în cameră, că efectiv sunt atât de obosit în momentul. Stai, copile. Aolo, iar o să mă pună să fac ceva 100%. Am ceva pentru tine. Ia, ce ai pentru mine? O lopată? Ce? Să mă pun să fac prin curte treabă, nu? 100% asta e. Un mic cadou că ai fost cu minte astăzi? Un telefon? Nu. Nu cred, fraților. Exact, sper să-ți placă. Nu cred. Fraților, efectiv am primit un nou telefon. Bine, mă.
Facebook de șmecherie, gen. E, are ecran și butoane, cred. Da, de încolo, nu pot să cred, n-am mai avut un telefon de atâta timp. Mamă, de-abia aștept să stau pe el. Ia stai să-mi instalez YouTube, îmi instalez Instagram. Mama. Mama, stai să vezi, mama, nici nu știu pe cine să sun prima dată. Mama, de ce am telefon, pot să sun lume. Ok, o să-l sun pe prietenul meu. Ce s-a întâmplat? De ce stai pe telefon? Ești pedepsit. O, ce, mă? Adică de ce stau pe telefon? Păi nu l-am primit cadou acum 10 secunde sau ceva? Cum să faci așa ceva? Tu iei note mici la școală, toți profesorii se plâng de tine și tu, în loc să-ți revizuiești comportamentul, stai pe telefon toată ziua? Ești pedepsit! Oh. Eu nu mai înțeleg nimic din ce se întâmplă aici. Hai, frate! Sunt în beci! Dar ce am făcut atât de grav? Adică, la urma urmei, aici o să-ți petreci tot restul vacanței tale de primăvară. Dar stai! Măcar dacă tot o să stau aici toată primăvara, pot să-l am pe Arnie din noua colecție? Nu! Dar de ce? Tot ce o să ai tu sunt teme. Oh my god! Coșmarul! Aolo, frate, nu se poate așa ceva. Dacă ți le faci pe toate, poate scap mai devreme. Dar... ai, mă, frate. Păi, da, deci oficial nu cred că o să mai aflu absolut niciodată cine e mama strictă. Niciodată, gata, s-a terminat tot. Mă pun să fac teme și să... nu știu ce se întâmplă aici, deci chiar nu înțeleg, bă, frate. N-are niciun sens. Măcar de l-aveam pe Barney. De fapt, ia stai o secundă. Cred că l-am. Dacă mi-aduc eu bine aminte, undeva pe aici am ascuns eu un ursuleț de rezervă. Ia stați așa. Ok. Oh! Perfect. În frigider. Haide, unde e? Oh my god! Bă, v-am zis eu, mă, v-am zis, nu cred. Uitați-vă la el, fraților, este un Barney de rezervor pe care l-am ascuns eu aici și efectiv, uite-te și tu cât de... Ce, s-a întâmplat ceva? Ce în mâna ta? Nimic? Ce să fie? Aha, așa credeam și eu. Mamă, frate, aproape era să mă prindă. Acum cred că o să mă plictisesc rău. Băi, fra... Ce s-a întâmplat, mă? Wow! Mama strictă? Ce... bă, ce se întâmplă, mă, aici? Ce, bă, două secunde. Calculator? Nu cred. Oh my god, visul meu. Mamă, mulțumesc mult, nu cred. Efectiv. Stai o secundă. Ce, mă? Bă, stai, de ce? De ce l-acoperim? Adică, nu, eu trebuie să intru acolo, uite, pe scaun, gen, uite. Bă, frate, ce e asta? Ce? Efectiv a pus aici un calculator care e securizat doar ca să mă amăgească. Aolo, urăsc ziua asta. Doamne. Tot ce vreau e să stau pe calculator. Atât îmi doresc. Dar nu pot. Aolo, frate, am visat că efectiv eram într-un beci. Cred că nu era un vis. Aolo, bă, da, m-am plictit. What? De unde a apărut asta? O săgeată? Ha, duce încolo. Bă, dar chiar ce e aici? Asta e o secundă. Ce se... wow! Un portal? Mă, eu de ce nu știam că e așa ceva în beciul ăsta? Da, presupun că n-am nimic mai bun de făcut, așa că hai să intrăm în el sau ceva. Ce se poate întâmpla la urma urmei, nu? Ok, 3, 2, 1... wow! Nu, savant? Salut! Înainte să spui orice, ascultă-mă. Nu. Știu, probabil nu ai chef să mă vezi în momentul ăsta și probabil nu ai chef nici de nivelele mele, dar eu te pot ajuta. Savantule, nu, nu mă poți ajuta, nu, te urăsc! Doar ascultă-mă! Știu că vrei să știi cine este mama strictă, iar eu te pot ajuta. Cu ce poți să mă ajuți tu? Știi tu, eu sunt savantul, eu știu orice. Da, așa e, într-un fel ai dreptate, chiar știe orice. Păi și atunci, zi-mi cine e mama strictă și gata, am plecat acasă. Mersi de ajutor. Nu funcționează chiar așa? What? Păi și atunci cum funcționează? Dacă chiar vrei să știi cine este mama strictă, trebuie să faci acest parcurs.
Ha? Acest parkour? Ai de capul meu, nu mi-era deloc dor de așa ceva. Ok, știi ceva? O să o fac. Ia uite, bă, frate, păi m-a făcut pe mine vreodată vreun parkour? Oh, mă, no. Da, fraților, deci aparent este oficial, savantul este cel mai nebun om pentru că mă pune să fac parkour la absolut orice chestie și pentru orice chestie și eu chiar le fac. Da, nu mă întrebați în momentul de față. Ba! Nu mă întrebați în momentul de față de ce fac chestia asta. Mamă, mamă, mamă. Cum spuneam, nu mă întrebați în momentul de față de ce fac chestia asta, pentru că nu o să am un răspuns. Probabil în momentul de față sunt disperat sau ceva și chiar vreau să aflu cine este mama strictă. Adică presupun că asta este singura variantă, pentru că, băi, frate, wow, parcursul ăsta chiar e greu. Ha, ha! Nu știu cum să vă spun, dar pur și simplu mama strictă e atât de secretoasă încât, băi, nu, deci, eu nici nu pot să bănuiesc cine ar putea să fie. Ok, da, tatăl strict e Andrei 2000. Deci cu toții știm chestia asta, dar cine ar putea să fie, băi? Și Andrei îmi spune că trebuie să mă prind, căci că e logic, dar nu dau seama, nu, probabil voi v-ați prins, pentru că 100% toată lumea din comentarii s-a prins, numai eu nu m-am prins. Deci eu sunt ultima persoană, ultima persoană, efectiv, deci eu sunt ultimul om care... Bă! Nu, deci n-ai cum, deci săritura asta e cel puțin... Las-o, bă, dă-o încolo! Și da, ce mai îmi place să fac parkour? Noroc că sunt bun, da? Deci măcar atât. Măcar sunt bun, da. Măcar sunt bun. Dacă nu eram bun, probabil era o problemă sau ceva, dar da, noroc că, noroc că e ce trebuie aici tot ce se întâmplă. Ok? Wow! Mamă! Mamă, suntem sub apă! Ok, începe să-mi placă treaba asta. Bine! Ok, ia să mergem pe aici, pe sus. Ok, da, ajutor! Fii atent că trebuie să... Oh my god! Wow! Vai de mine și de mine, ok. Parcursul ăsta chiar e tare, n-am să mint. Adică, salutul a făcut o treabă destul de bună. Adică, le face mișto în mare parte, dar pur și simplu nu-l suport eu din anumite motive. E o chestie personală, n-am, nu am cum să vă explic și da. Hai să vedem. Mamă, mamă, mamă. Ok, nu cred. Bun, perfect. Hai să vedem și... Nu cred. Am ajuns la final, oameni buni. Când o să calc pe acest pressure plate, o să termin oficial parcursul. 3, 2, 1. Wow! Oh, stai, stai o secundă. Mama strictă? Mă, eu nu făceam parcurs sau ceva, adică mă rog, l-am terminat, dar ce caut eu aici? De ce m-am teleportat? Da, chiar eu. Ok. Eu nu eram pedepsit sau ceva? Totul a fost un test. Ha? Cum adică? A durat cam mult să găsești portalul ăla totuși, dar mă rog. Oricum, eu știu totul, am vorbit cu savantul, știu de parcurs. Toate pedepsele pe care ți le-am dat au făcut parte din test. Mă, despre ce tot vorbește mama strictă aici? Și pentru că ai trecut toate problemele, cred că meriți să știi adevărul. Ce adevăr? Ei bine, cine sunt eu de fapt? Nu, nu cred, nu cred, nu cred, nu cred. Ba să crezi, tot ce ai îndurat dovedește că ești gata. Sunt gata? Nu cred, pe bune? Da! Ok, păi și atunci, cine ești? Întoarce-te. Ok, gata, m-am întors. Ok, acum așteaptă așa. Bine, gata, poți să te întorci. Ok, oameni buni, se întâmplă. 3, 2, 1 și... Nu, 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 dă-te încolo, nu, da, bă, las-o, bă, bă. Ce, mă? Acum chiar are sens. Acum chiar are sens. Chiar era logic. Andreea 2010? Da, chiar eu. Nu se poate așa ceva. Nu, refuz, refuz, refuz. Nu, 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 nu. Ești pedepsit. Ce, mă? Adică tu vrei să spui mie că tatăl strict Andrei 2010 și mama strict Andreea 2010 și gen... Nu, 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 pot să știu și eu cine a avut ideea asta? Nu pot să cred că nu te-ai prins totuși. Bă, frate, dă-o încolo de treabă că n-are cum. Deci era Andreea 2010 în tot timpul ăsta. Refuz să cred. Acum că și adevărul, trebuie să-și șterg memoria. Oh, stai, stai, ce? What? Haha, glumeam. Băi, frate, vă vine să credeți? N-aș fi ghicit niciodată. Deși acum chiar e logic. Wow. Astăzi, dacă te
imaginezi, câștigi 10.000 de dolari. Ho-ho! Stai o secundă, ce? Ați auzit foarte bine, oameni buni, știu că vă place foarte mult seria cu desenatul și am zis, băi, hai să mai facem un episod, de ce nu? Deși eu sincer să fiu, nu mai voiam să fac, pentru că efectiv nimeni n-a dat like la seria asta și efectiv am avut un like sau ceva. Adică, bă, frate, un like, bă, frate, dă-o încolo de treabă. Hai să vedem dacă putem strânge măcar 2 like-uri la episodul ăsta, ca să mai am un motiv să facem seria asta. Treaba asta foarte ușor, foarte simplă, foarte... nu e absolut nimic complicat. Ideea este în felul următor. Practic eu și Andrei 2010 suntem la un concurs de desenat unde, ghiciți ce, trebuie să desenăm. Practic aici o să ne punem noi desenele. Spre exemplu, uitați, aici am planșa mea și încep să desenez. Nu știu, habar n-am, orice. După care la final ne luăm desenele și le punem aici la expoziție. Trebuie să alegem un subiect înainte de toate și avem 5 minute să desenăm subiectul respectiv. Dar partea interesantă la această serie este că voi sunteți juriu. Practic voi în comentarii scrieți cine a câștigat și cine nu a câștigat, dar de acum o să începem și noi să ne dăm niște note. Dar în mare parte voi sunteți decizia finală, ok? Deci la voi e ultima mână. Voi dați verdictul. Andrei a câștigat sau iSilent a câștigat, așa că vă rog frumos să scrieți comentarii cine câștigă. Fără și alături care nu uitați că noul ursuleț Barney din colecția de primăvară tocmai ce s-a lansat este ediție limitată, așa că duceți-vă și nu știu, uitați-vă la el. Habar n-am, nu știu, sau se uită el la voi dacă nu vă uitați la el, adică doar uitați-vă ce cap are. Și hai să trecem la videoclip. Ok, Andrei, ești gata pentru un super concurs de desenat? Da! Băi, sincer, mă bucur pentru că toată mi-a spus că ești praf și că eu sunt cel mai bun sau ceva. Ce, mă? Nu cred! Nu cred că eu am văzut că... a zis lumea că eu desenez mai bine. Bă, da, într-adevăr, Andrei chiar desenează destul de bine, dar o să încerc să nu o facă și în episodul ăsta. Eu o să fiu ăla care desenează mai bine. Dar mă rog, astea sunt doar detalii, Andrei. Eu zic că eu o să fiu, da, eu zic că ar trebui să dai un like la clipul ăsta, Andrei, pentru că știu că te uiți la clipul ăsta și nu dai like, Andrei, așa că trebuie să dai acum like în momentul ăsta și subscribe și clopoțel. Logică, da, am dat, gata, am dat. Bine, perfect, în cazul ăsta hai să alegem un subiect. O să-l aleg eu prima dată subiectul și după care o să alegi tu. Avem 5 minute să ce vrei, mă, bă, dar niciun bă, dar. În ultimele clipuri doar tu ai ales primul. Ba, nu, bă, mai lasă-mă și pe mine. Ba, nu, mă, nu, hai că aleg eu, ia să vedem. Nu, ok, alege tu. Ok, ce a picat, chiar sunt curios. Ce a putut să, oh my god. Hai, bă, arată, tele. Ce, mă, cum adică? Telefon! Oh my god! Adică efectiv telefonul meu, gen ce ar trebui să desenez? Da? Wow! Ok, bine, hai că la telefon mă descurc. Eu îl desenez pe al meu. Ok, bine, am înțeles. Păi în cazul ăsta hai să mergem aici. Hai să ne luăm paletele, Andrei, și două secunde să configurez aici, să-mi aranjez chestiile ca să fiu gata, practic. Poți să-ți aranjezi și tu acuarelele, să-ți faci culori, să-ți bagi pensula în apă, să faci chestii de-astea de pictori. Anunță-mă când ești gata, evident. Gata? Perfect! Păi în cazul ăsta, Andrei, avem 5 minute să desenăm un telefon începând de acum! Aolo! Vai de mine și de mine și de mine, cum fac eu un telefon, fraților? Deci, efectiv, dacă m-ar pune cineva să fac un telefon, eu aș face asta. Efectiv, zici că e o casă. Gen, nu, fii atent, dacă îi fac niște ferestre aici, zici că e mare spital sau școală. Gen, uitați-vă și voi. Da, cred că nu așa ar trebui să arate telefonul meu, nu? Gen, ce se întâmplă dacă eu mă prezint cu desenul ăsta? Da, cred că nu se poate, ok, o să încep altul. Ok. Wow. Ok, deci Andrei face ceva interesant acolo, dar eu trebuie să fac ceva și mai interesant. Bun, iSilent, hai să o luăm pe rând. Da, o luăm frumos, cu pași ușor. Ma, linia asta strâmbă. Doar uitați-vă la asta. Ok, bun. Așa. No! Ok, perfect, așa. No, oh my god. Urăsc să trag linii drepte, pentru că pur și simplu nu pot să le trag drepte. Ok, mai degrabă zici că e o tabletă decât un telefon. Da, na, telefonul meu e mai mare, frate, îmi pare rău, nu știu, e mai măricel așa, e mai ca o tabletă, să zic. Bun, după care... bă, dar nu, mă, trebuie să fac mai mic. Ok, hai că așa, parcă e mai ok, parcă e mai decent, să zic. După care, telefonul meu, nu știu dacă știți, dar are o chestie de-asta aici, deci are o treabă. Și anume are, uite, o chestie care arată oribil. Na, o să fac doar așa o linie, perfect. Uite, chiar așa, ca să fie simetrică. Deci, telefonul meu are o găurică în ecran aici sus. Ok, bun, perfect. După care... ce mai are telefonul meu? Ei bine, pe telefonul meu am Minecraft, așa că hai să desenăm niște Minecraft pe telefonul, nu-i așa? Ok, hai să facem, uite, aici niște iarbă frumos. De fapt, ba nu. Trebuie să începem cu niște noroi, ok? Cu niște dirt, că practic în Minecraft există dirt și după care noroi, adică cu toții cunoaștem asta. Nu-i așa, Andrei? Ia să vedem ce face Andrei. Bă, what? Bă, o secundă, nu mă lăsa și pe mine, mă, frate, stop, gata, bă,
Gata, că eram și eu curios. Doamne, ferește, iau, tă mă, bă, dar nu mai ai voie, mă, să te uiți în lucrarea celuilalt. Bine, să nu faceți niciodată așa ceva, că nu e bine. Adică dacă dați un test sau așa și vă uitați în lucrarea celuilalt, o să luați un mare 1. Și nu vreți să luați 1, credeți-mă. Bun, hai să vedem. Bă, arată bine, dar zici că e un baton, nu știu. Zici că e... ce e asta, bă, băiatule? Poate e prea mult maro, ia să vedem. Băgăm, uite așa. Ok, și acum hai să punem niște cer de ăsta, niște albastru de la cer. Dacă știi ce zic, uite, o chestie de asta, cam așa, știi ce zic? Uite, frumos. După care venim așa, altceva, mă. Bun, 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 bun. Hai că suntem bine, suntem bine. A, și fii atent că aici, uite, pot să bag niște copaci, uite, o chestie de asta. Și fiți atenți că vin cu un verde de ăsta mai... Bine. Și fiți atenți, fii atent, piesa de rezistență. Fiți atenți cum vine aici, ia. Bam, ia vedeți norul, ia vedeți norul ăsta. Nu, stați așa, ia vedeți așa, bam, bam, bam. Bă, băiatule, ce vorbești, mă, altceva, pur și simplu. Și gata, asta e telefonul meu. Deci, acesta oficial este telefonul meu, Andrei, cred că mai are pe acolo, gata. Deci, hai să-l așteptăm și pe Andrei. Bă, Andrei, am terminat în caz că nu te-ai prins. Mai am? Bine, hai să-l așteptăm și pe Andrei. Gata? Holo, ok. Bun, hai să luăm desenele, deși nu prea sunt atât de mândru, dar hai să mergem. Eu mi-am desenat telefonul meu. Da, mersi că ai specificat, nu era nevoie. Hai să ne afișăm desenele în același timp, 3, 2, 1, bam! Și hai să vedem ce am fă. Bă, dar... Ce dar, mă? Ce comentezi? Al tău nu e pătrat așa ca al meu. Ba da, mă, e pătrat. Al tău e rotundaș, mă, că e cel mai pătrat telefon din lume. Deci omul meu efectiv și-a făcut telefonul și de curiozitate. Ce telefon ai? E banana phone. De ce e așa galben? E o banană? E culoarea titanium yellow. Bă, du-te, mă, de aici cu culorile tale. Bă, băiatule, deci eu ce văd aici efectiv? Efectiv zici că... Camerele alea zici că-s borcane, butoaie. Ce sare, mă, și alea două puncte ce ar trebui să reprezinte? Și ce, mă, bagheta asta magică de lângă telefon? Zici că e bagheta de-aia de faci focus focus preparatus. Punctele alea sunt... Una dintre ele e camera cu zoom, alta e senzor cu laser pentru focus, nu ai tot astea. Bă, pleacă, bă, de aici, bă! Bă, băiatule, hai să-ți prezint o bunătate de telefon. Deci îți prezint aici cel mai șmecher telefon care, atenție, are chestia asta pe ecran. Ia zi, tu ai chestia asta pe ecran aici la cameră? N-ai, normal că n-ai, păi cum să ai tu? Și aici, păi, la tine e nasol că ți ocupă din ecran, eu n-am de-aia. Aha, dar tu ai Minecraft pe telefon? A? Ai? Nu ai. Bam, nu ai, deci nu, îmi pare rău, tu nu ai Minecraft pe telefon. Bă, și acum trebuie să dăm și niște note, pentru că acum, da, dăm și noi note. Eu îți dau nota 7 la desenul tău. Tu ce notă îmi dai? Ia să vedem. Eu îți dau nota 8, e tare, dar nu e pătrat. Al tău e rotund, dar în părți. Da, mă, bine, hai că nu mă interesează ce zici tu acum. Tu îmi dai nota 8, eu nota 7, hai că momentan suntem cam bine. Hai să extragem următorul subiect până una alta. Poți să-l extragi tu dacă vrei, gen chiar poți să-l extragi. Dă-ți tu, bine, hai că-l extrag eu. Bun, hai să vedem. Și! Ok, și. What? Efectiv a picat YouTube. Platforma pe care în momentul de față vizualizăm acest videoclip. Bă, ce tare! Oh my god. Ok, asta chiar e șmecher. Nici nu știu ce să fac legat de YouTube. Bă, și gen... Oh, bă, da, știu ce fac. Noi putem desena orice legat de YouTube, nu? Da, exact, de-aia știu ce fac. Bun, perfect. Hai să desenăm. Ok, în momentul de față, Andrei, trebuie să desenăm ceva legat de YouTube și... Cred că știu. Știu ce desenezi? Bine, n-am să te întreb pentru că nu mă interesează. Hai să ne luăm paleta și hai să începem. Avem 5 minute începând de acum să desenăm orice legat de YouTube. Ok, bun. Deci clasic. Deci eu ce vreau să fac în momentul de față e atât de clasic încât nu o să vă vină să credeți cât de clasic e. Deci fiți atenți, vreau să fac așa o formă. Dar trebuie să fie cumva uniformă. Nu știu cum să vă explic. Mamă, zici că e... Bă, zici că e... Bă! Nu e ok. Ia, oare pot să fac primul logo YouTube pătrat? Nu. Vreau să fac logo, frate, dar nu știu cum. Ok, stai așa, că trebuie să-mi iasă mie cumva. Fii atent. Zici că e un cartof momentan, dar nu o să mai fie un cartof pentru mult timp. Calmați-vă puțin. Ok, după care fii atent. Fac aici un de-asta. Bam. Bă, e YouTube. Bă, pleacă de aici. Bă. Ce te-ai spus tu la mine? Ia uite, mă. Bă, băiatule, nu te-ai uitat tu la lucrarea mea, că aici e operă de art. Aici e altceva, efectiv. Da, și tu te uiți. Păi ea nu te mai uita. Așa.
Bă, dar parcă e prea puțin. Da, e YouTube, adică la urmă urmei am făcut ce mi s-a cerut, nu? Putea bine, bine, ok, gata. Nu, no, eu atât fac, gata. Hai să-l ajutăm pe Andrei, punct. Nu, mai gata. Subiect încheiat, am făcut tot ce trebuie. Ia, uite-mă. Hai, te aștept, Andrei. Gata? Oh my god, ok, hai să ne luăm desenele în cazul acesta și să mergem. Ah, bun, hai să vedem ce am făcut. 3, 2, 1, wow! Bă, mor, nu, deci nu se poate, deci nu, n-are cum, e imposibil. Bă, aolo, de ce râzi? Nu înțeleg. Aolo, nu, mamă. Ah, săracul, și-a făcut buton de 1 milion, bă. Bă, ce e asta, mă? E butonul pe care îl primești la 100 de mii? Păi, cum, bă, că ăsta e de aur, la 100 de mii primești de silver, gen, de argint. Ce, bă, nu primești de la cal tău? Nu primești, Andrei. Ce, bă? Da. Bine, dar tot primesc bun ton, nu? Da, tot primești bun ton, așa este. Și uite de ce am făcut eu, adică ce părere ai? Ia uite, YouTube, frate, YouTube pe pâine, YouTube scurs și la obiect. E tare? Bă, eu sincer la butonul ăsta îți dau un 5. N-am cum să-ți dau ceva mai mult, adică... Bine, bă, nu, e drăguț, mă, e drăguț că ai încercat, vrei și tu. Da, ideea e că... Hai că-ți dau un 8. Nu, îți dau un 8, că e drăguț. Ai încercat, îți dau un 8, e drăgălaș. Tu cât îmi dai la sigla mea oficială YouTube? Eu aleg nota 8 la tine că e tare, dar e prea puțin. Bine, ok, eu sunt de acord, știi ceva, nu mă plâng. Hai să vedem, alege tu următorul subiect, te implor. Hai să vedem. Ce-a picat? Oh my god, zi. Ai silent? Mă, ce, cum adică ai silent, adică am picat eu? Mă, ce, cum adică am picat, ai silent? Wow. Ok, în cazul ăsta, hai să mă desenez. Mamă, cât de tare, frate, efectiv am picat eu. Păi, bă, Andrei, și cum o să mă faci? Adică, haide, că te fac frumos, promit. Bine, este, hai să vedem. Ok, în momentul de față trebuie să mă faci pe mine. Ai grijă, dacă nu mă faci frumos, o să te caut. Hai să vedem, avem 5 minute începând de acum. Start. Bun, deci eu sunt eu, da? Deci cred că nu am nevoie să copiez de undeva, că eu mă știu pe mine. Bun. Bă, dar stai o secundă, cum o fac? Stai o secundă, chiar e o problemă, gen, adică... Cum? Ce să fac? Mamă, voi vedeți că eu văd acolo ce face Andrei? Mamă, săracu, efectiv, ce face oare? Doamne! Ah! Oh, ok, bine, gata! Ok. Păi, hai să începem cu capul, da? Deci hai să fac capul ăsta pătrat, că na, hai să vedem, perfect. Deci începem, uite, elegant. Așa, frumos. Ok, încă puțin, cam așa. Ba nu, încă puțin, cam așa. Ba nu, uite, încă puțin, uite, cam așa. Perfect. Fiți atenți, deci trebuie să fac acum pentru față un galben. De fapt, nu un galben, o culoarea pielii. Și fiți atenți, vă învăț eu cum să faceți aici culoarea pielii. Deci fiți atenți, luați galben, îl băgați aici la acoarele, după care îl luați alb și combinați galben cu alb și dă... ceva care e mai ok decât galbenul normal. Adică, na, acum asta știu și eu să fac. Cred că dacă mai dau cu un portocaliu, ia ce iese oare? Oh my god, asta chiar e culoarea pielii. Bă, prea bun, ok, bun. După care facem așa, deci trebuie să-mi fac fața, da? Deci hai să ne facem fața frumos. Bun, după care vin aici cu ochiul. Ok, cam așa. Bă, dar nu știu cât de mare să fac, asta e problema. Mama, dacă este asta o prostie, nu mă judecați, vă rog frumos, că nou, e prima dată când desenez orice, sincer. Ok, bun, este așa, de ce nu fac eu? Oh my god, arată oribil, efectiv. Doamne, din filmele horror, mamă, ok, bun. Oh my god, frate, asta arată atât de oribil. Ok, hai că nu e rău. Dacă aș putea și al doilea ochi aici, ceva, o chestie de genul. Ok, este să revenim, uite, așa. Ba nu. Perfect. Ok, hai că am șanse. Stai așa. Ok, aici facem o de-asta. Ok, nu e rău, dar nu e nici bine, dacă mă întrebați. Ok, hai că parcă semăn. Dar zici că aici am, ce am, bă, aici? Ok, ok, e mai bine așa, da, e mai ok. Și cam asta ar fi capul. Acum ar trebui să fac corpul sau ceva.
Ok, hai să-l facem. Deci, uite, îl facem așa până jos, o chestie de asta. Oh my god, arată oribil. Ok, și aici trebuie să începem să facem cravata, o chestie de genul. După care trebuie să venim cu verdele ăsta, uite, cam uite pe așa ceva, dacă știți ce zic. După care să facem și așa. Aolo, Doamne ajută-mă. Doamne, băi, e horror efectiv ce se întâmplă aici. Adică nu știu dacă vă dați seama. E oribil. Gen, asta trebuie să fie o glumă, efectiv. Ok, aici îmi fac mâinile, zici că sunt moartea. Mamă, că nu e așa rău. Vezi că nu e așa rău, este așa că poate să fie salvată situația aici puțin. Este așa, tragem noi de asta așa. După care mai dăm cu un verde de asta, uite, cam așa. Vezi că e bine. Vezi că am ieșit bine rău, nu mă așteptam. Gata? Ok, bă, sunt prea curios la ce se întâmplă aici. Deci la faza asta m-a făcut prea curios. Bun, puneți acolo desenul, hai să-l pun și eu în 3, 2, 1, bam! Ok, hai să vedem. Oh, hei, mă, ce tare a ieșit la tine. Bă, Andrei, tu ești de-a dreptul neobrăzat? Ce e prostia asta, mă? De ce? Păi ce gunoiul ăsta stradal? Ce e asta? Adică, de ce zici asta? Bă, Andrei, ce e asta, băiatule? De ce zici asta? Păi m-ai făcut o bilă, efectiv. Bă, Andrei, du-te. Nu. Ok, păi așa ești. Ok, bine. Atunci îți dau nota 1. Ce, bă, de ce? Hai, bă, dă-te acolo, hai, bă, că e frumos. Bă, Andrei, tu nu poți să spui mie că efectiv ai făcut asta serios vorbind, gen. Bă, frate, ce, adică. Olo, bă, băiatule. Pa, da, mă, da, te-am trollat, dar trebuie să recunoști că e frumos. Da, nu știu, să zic abonații aici, eu versus Andrei. Adică se vede clar cine a luat în serios treaba asta, dar în orice caz... Spuneți voi, eu nu mai am nimic de spus. Ok, rândul meu să extrag, Andrei, unde ești? Hai să ne cepică și... Peisaj? Ok, wow. Bine, păi hai să ne luăm desenele cel mai ușor. Bun, deci a picat un peisaj, trebuie să facem un peisaj sau ceva. Ok, bă, la peisaj chiar că e ușor, o să mă descurc de minune. Ok, Andrei, hai să mergem aici la desen, practic la tema noastră, la peisaj. Bă, ce peisaj fac eu, frate? N-am nici cea mai mică idee, dar mă descurc. Eu știu, ok, bine, cum zici tu. Și haide, avem 5 minute începând de acum. O să fie greu. Peisaj. Bă, dar nu vreau să fac ceva normal, gen iarbă și cer, că nu are sens. Și 2-3 copaci aruncați. Vreau să fac ceva artistic. Uite, o să fac un alt peisaj. O să fac un peisaj inspirat din ce văd acolo. Adică o plajă. Bă, e un peisaj la urma urmei, da? Deci plaja este un peisaj. Nu aveți ce să comentați la faza asta. Bun, păi hai să facem. Deci, în primul rând, vreau să-mi iau culoarea galben. Să o fac combinată cu alb, ca să fie un galben ăsta mai... Ba, nu mă, ce să mai bag galben ăsta puternic. Fac așa un fel de plajă, să zic. Deci fac un fel de plajă. Care ia plaja, este combinată cu apa. Mă, da, niște apă, uite, mai așa aș dori. Uite, o să fac, uite, chiar așa, apa care se duce până încolo. Aici să fie, uite, aș vrea să văd niște, uite, aici vine cerul sus de tot, știi ce zic? Mamă, dar vreau să fac ceva, dar nu pot. Okay, cred că o să fac niște norișori de ăștia, uite așa. Zici că sunt efectiv bucățele de sare, frate, deci nu, e oribil. Ah, ok, nu, o iau de la capăt. Ok, hai că o luăm ușor, deci aici avem... Nu știu ce ar trebui să fie asta, dar e o plajă. Eu am terminat! Oh, mamă, mai pune și asta presiune. Mamă, cum fac? Ok, și aici arunc un cer și gata. Mamă, asta nu e deloc un cer, ok, gata. Ok, perfect. Și acum pe cer sunt niște, nu știu, niște nori, uite, cam așa, așa. Gata, mai un peisaj oribil. Da, o să-l promovez eu ca și cum e bun. Da, gata. Bun, hai să vedem. Și... Hai să afișăm în 3, 2, 1, BAM! Altceva, stai, deci ce? Vino, ok, am venit. Înainte să ți-l arăt pe al meu, vreau doar să-mi zici, dacă știi care e cel mai bun peisaj pentru mine, cea mai bună priveliște, o priveliște plină de pizza, probabil, sau ceva. Exact.
What? Yo! What? Deci, uite, un peisaj cu o pizza și ce s-a stat de sus? Păsări călătoare. Wow, și pizza. Ia uite, curge brânza de pe ea și... Wow, da, mă, da, e tare rău de tot, dar... Hai să vedem ce am făcut eu! A? Ce zici? Mamă, e tare! Bă, mă bucur că ai spus chestia asta. Da, deci cam astea sunt oameni buni. Uitați-vă și voi. Peisajul meu versus peisajul lui Andrei. Băi, eu îți dau un 9 la asta. Că chiar îmi place, că a fost o idee bună. Iei un 9 de la mine. Eu îți dau 10, e tare, sunt tari culorile. What? 10? Mamă, nu mă așteptam la asta, ok. Scrieți-vă în comentarii, oameni buni, și da, cam asta e. Hai să vedem ce am făcut, hai să recapitulăm. Ok, în momentul de față avem toate lucrările mele versus lucrările lui Andrei. Bă, la episodul ăsta spune că aproape l-am făcut sau poate chiar l-am făcut. Habar n-am, scris voi în comentarii, voi vă dați părerea. Și bă, Andrei, legat de aia $10.000, nu o să mai vezi niciodată. Am ieșit! Ia-o pe asta, Andrei!